Serios, dragilor, și dacă tăietorii de panglici ai gramaticii limbii române ne permit. Dragilor, iată, ne revedem la noi așa super bisima noastră emisiune. Bisăptămânală. Bilunară ceva, asta, una din astea două. Deci, practic, două ori pe lună. Cred că bilunară. Ai, ok. O să fie o ediție mai lungă astăzi, pentru că vreau să alocăm două ore divorțului Simonei Halep și două ore nunții domnului Simion. Asta, cam asta e planul. Bă, ziua de astăzi pornim, purcedem noi și plonjăm, așa cum v-ați obișnuit, direct în știri, ca să nu pierdem vremea. Și o să începem cu o tăiere de panglică care s-a întâmplat aici în minunatul și... Era zic controversat, dar nu e controversat. Practic, e județul despre care se știu foarte puține lucruri în țărișoară și despre care foarte multă lume pretinde că nu există. Aici la noi în Sălaj s-a inaugurat o grădiniță, mă mic. Deci, practic, e una dintre marile realizări ale statului român și ale Ministerului Dezvoltării, că am înțeles că aici, de acolo vin banii. O să vedeți ceva ce n-ați văzut nici în filme. Deci, practic, e cea mai mare densitate de personalități pe metru pătrat, cum ar veni. Iată, în superbitate e această minunată adunare de oameni politici, avându-l în centru pe domnul Kelemen Hunor. Și sunt 1, 2, 3, 4, 5... Mai este un băiat aici care n-are loc, dar s-o băga și el. Stai, mă, mică, las și eu aici, știi? Nu mă un pic stați, domnul Hunor, să pun și eu mâna aici, să pun forfecuța aici. Deci, luăm de la cap, că am pierdut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bucăți. Așa. Acum să analizăm un pic tăierea cea de taină. Că așa arată. Vă mai las un pic poza. Deci, începem de la stânga. Eu nu știu pe niciunul din băieții ăștia, mai puțin pe domnul Hunor, pe care n-am cum să nu-l recunosc. Mai ales că e și figura centrală, e un fel de Iisusul tăietorilor de panglică din această, nu e așa, minunată fotografie, da? Și să o luăm de la capăt. Băiatul ăsta care stă așa stingher cu foarfeca mână, el, practic, el nu a vrut să fie aici. Și are atitudinea aia de parcă a fost trimis de nevastă sa. Du-te, mă, și taie și tu panga. Tu, femeie, da, eu n-am... Băi, bărbate, e farfeca și ce duci. Și el e aici, stingher, vedeți? Parcă și hainele așa, parcă și costumul nu-i să potrivesc, știi? Al doilea băiat este, nu știu, eu nu-l cunosc. Deci băiatul ăsta, care are tenul așa mai măzliniu, neavând aici niciun fel de conotație, deci comentariul meu nu are niciun fel de conotație etnică sau de rasă. Și o să vedeți mai încolo că aș fi avut motive, dar nu. Așa. Care se uite la băiatul ăsta care-i stingher ăsta, el fiind mai, cumva, mai familiarizat cu tăiatul cu forfecuța, bănuiesc că a fost campion, știți că pe vremea aia, nu știu cum e la acum în grădinițe, dar când eram eu copil, se făcea un concurs de taie frumos. Cine taie mai frumos după contur? Ni se dădeau niște hârtii desenate și trebuia să le tăiem după contur și cine tăia frumos primea, nu știu, mai știu ce primeam. Dar primeam ceva, deci să primea, să dădea. Ei, băiatul ăsta, privirea asta lui galeșă, deci ăsta se vede clar că a fost campion când a fost în grădiniță, l-a tăiat frumos. Așa. Al treilea băiat de aici, ăsta eu cred că e ceva patron. Deci după cum arată și după cum ține foarfeca, e acolo și așa cu atitudinea aia, mon frère, le-am luat bani la băieți. Așa. Ăsta al patrulea, ăsta e ceva profesor, ceva, deci după, efectiv după cum șade și practic să chinuie să, înțelegi, să folosească forfecuța. Doamna nu știu cine e, dar bănuiesc că e directoarea grădiniței, ce puțin după atitudine așa și după poziția în poză. N-am înțeles cine e Iuda ăsta care stă în spatele lui domnul Hunor, știi? Deci băiatul ăla care șoptește ceva peste umăr lui domnul Hunor, stai să mă bag și eu aici. Că el nu face altceva decât, știi, crâmpoțește steagul României, că aici vreau să, o să ajungem și la discuția asta un pic mai târziu. Mai este băiatul ăsta, deci trecem de cuplul ăsta, Iisus Iuda aici, da? Avem în partea asta la altă băiatul ăsta care, vă repet, nu știu, ce pare ceva inginer, ceva, știi, după cum stă și se uită domnul ăsta așa să, domnul are 44 cm, eu am 42, stai să mă duc un pic în centimetru mai încolo. Mai e băiatul ăsta care, ăsta, de fapt, ăsta o rezolvat șpăgile, ăsta o știi, i-a dat bani lui ăla, ăsta s-a ocupat așa.
Ăsta e soțul doamnei învățătoare, după cum arată. Doamna alaltă e și ea, ea e directoarea adjuncă la grădinițele. Sau e la cea, nu știu, la cea primărie, știi? E secretara de la primărie. Avem preotul care ție, deci pare că vrea să-l înjunghe pe primar. Deci, așa e cu... Mamă, taci că bag ferul ăsta în tine, știi? Deci exact asta e atitudinea. Și avem primarul care eu... Nu știu dacă ați observat, dar în ultima vreme... tricolorul ăsta pe care îl poartă primarii pe ei devine din ce în ce mai lat. Nu e mai lat. Mai lat, așa. Mai dau un pic... V-am dat să nu vi se facă dor de mine. Știu că sunt absolut irezistibil. Și din când în când vi se face dor de mine, dar acum am dat numai așa un pic că... Știi? Să vedeți că sunt aici. Să nu credeți cumva că emisiunea e înregistrată. Nu. No. Așa. Că am luat comentarii de pe net și le punem aici. Deci, uitați-vă aici la domn primar. În primul rând... Vă repet, eu observ că panglica asta tricoloră devine din ce în ce mai lată. Eu cred că până așa, în vreo 10 ani, dacă o ținem în ritmul ăsta, că eu când eram copil, mon frere, primarul avea o cocardă din aia, o, nu știu, o bandă din aia tricoloră mică. De vreo 4-5 centimetri. Deci, practic, avea o dungă, cum așa, știi? Acum văd că e din ce în ce mai lată. Mie, dacă e să mă întrebați, mi se pare penibilă, dar maybe it's just me, oamenii vor să semnalizeze că ești primar, de aia o poartă, știi? Că ai putea să vii la costum elegant, modest, bine, modest, asta. Și mă gândesc că peste 4-5 ani o să vii îmbrăcat în tricolor, mă. Știi? Deci, practic, o să-și iau un tricolor din ăla mare și o să se îmbrace cum se îmbrăcau, dacă știți, romanii pe vremuri, cu o buleandră din aia ei, știi, o iei o textilă din aia, o... arunci pe organism și o prinzi aici cu o broșă pe piept. Nu, aia mă gândesc că primarii din România o să vină în curul gol, practic. Bine, cu lenjerie intimă, dar așa se zice la noi la țară aici. Când la noi la țară nu există zone de gri. Deci la noi la țară, dacă ești în chiloți, ești în curul gol. Așa se zice aici. Vă zic asta că poate veniți vreodată ca și turiști aici în zonă și zice gazda cu dezbrăcați-vă în curul gol. Să nu... Puteți rămâne în chiloți, aia zic. Deci trecem peste sfaturile turistice. Deci aia zic, primarul ar putea să vină practic în lenjerie intimă cu un drapelul României pe el prins cu o broșă aici, știi? Eventual nu știu, ar mai putea să poarte un coif. Bineînțeles, tricolor și în vârf cu, nu știu, stema României. Asta ar fi, asta ar fi maxim. Să-l vezi clar că e primar când vezi, te uiți așa într-o, știi, într-o, nu știu, într-o adunare de oameni, vezi un țugui cu, cu stema României, cu beculeț, bineînțeles, să fie luminoasă, că dacă ai sărbările orașului, știi, și trebuie să mai plătești niște artiști, că iar facem o mică paranteză aici, sărim de la Ana la Cafa, dar e ok. În țara asta, mai zisesem acum, că în ultima vreme am dezvoltat această teorie, la noi și artiștii sunt bugetari, mă mică. Că la noi, 90% dintre băieții care cântă în țărișoară, care, cum să zic eu, creează artă. Că unii creează conținut, alții creează artă. Nu știu, aici e o definiție. Unii eu știu, eu nu știu. Numai specialiștii poate să facă diferența între conținut și artă. Deci, artiștii, adică oamenii care creează artă, practic în țărișoară, sunt bugetari. Nu știu dacă ați observat. Adică îți plătiți de primării să performeze. Eu v-am mai spus, eu dacă n-am. Dar dacă aș putea, n-am cum, zic. Dar dacă aș putea, eu aș da o lege, mon frer, bă, la primării să se dea bilet la concert. Dom'le, punem formațiile pe scenă. Vrei să vezi Smiley? Da, dă 5 lei. Vedem câte lume se adună, dăm toți banii la artist. Așa ar trebui să fie vrăjeala, știi? Deci așa aș face eu dacă m-ar întreba ceva pe mine. Nu mă întreabă oricum, că na, știți că oamenii au alte, nu au ei timp să mă întrebe pe mine. Ei sunt ocupați să-și facă. Ok, deci să revenim la primarii din localitate, da? Deci aia zic, cel mai simplu ar fi să fie primarii îmbrăcați frumos în tricolor și cu ala și cu stema românească. Asta zic că dacă merge pe la vreun concert din ăstea noaptea, vezi coiful cu să se învârte ca și un far călăuzitor, cum ar veni. Să vezi, știi? Asta zic, să-l vezi cum se învârte. Deci să știi, domnule, la... unde e primarul? Uite, vezi acolo, vezi girofarul. Prima, unde e primarul? Uite girofarul. Asta zic, bă, facem versuri, bă. Emisiune de cultură asta. Bun, și să revenim la poza minunată, că iar zic,
poate vi s-a făcut dor să vi se facă dor de mine, iată să vă arăt din nou poza. Deci domnul din această imagine, domnul Kelemen Hunor. Marea majoritate a cetățenilor de aici, o să vă citesc imediat ca să știți, îs cetățeni maghiari. Nu că ar fi cea rău în asta. Dar aș vrea să vă citesc declarațiile domnului Kelemen Hunor, că sunt interesante din punct de vedere a țărișoarei în care noi locuim și a faptului că domnul Kelemen Hunor, practic el își dorește să locuim în altă țărișoară. De zice așa. Vă citesc din magazin Sălăjean. Deci poza trebuie să credităm, poza e din magazin sălăjean.ro. Acum, eu nu știu ce zice magazin, că nu vând nimic băieții ăștia. Bă, poate vând publicitate. Ce aveți de vândut? Avem niște publicitate de vândut. Ah, ok. Proaspătă de la țară de aici, din Sălaj, foarte bun. Așa. Bun, deci, magazin Sălăjean. N-ai cum să zici Sălăjean. Vezi? Iată influențele artiștilor răspăvieților noastre insignifiante. Deci, practic, zici Sălăjean, da? Deci, când zici Sălăjean, te gândești la puia. Și la familia tradițională de astea. Altă discuție. Și ei zice așa, la Crasna. Crasna e o localitate din Sălaj, în caz că nu v-ați prins. Ar putea să nu vă fi prins. Să fie un pic prea devreme sau să fiți greu de prins. Greu de ucis. Ok. La Crasna a fost inaugurată sâmbătă o grădiniță, o unitate de învățământ modernă, o investiție importantă pentru comunitate. Acum, cât de modernă poate să fie o grădiniță? Adică, instituție de învățământ modernă. Ce înseamnă instituție de învățământ modernă? Că poate fi grădinița modernă sau retrogradă? Adică, gradul de modernism a unei grădinițe e dată de clădire sau de metodele de predare? Că eu aici am o mică problemă. Că poate toate grădinițele sunt moderne din România. Că predau metoda Montessori, de exemplu, zic. Sau, nu știu, alte lucruri mult mai interesante pe care noi nu le știm acum. Da? Cum a fost inaugurată o grădință modernă? Modernă din perspectiva faptului că e în clădire nouă și are, nu știu, mai multă lumină sau... Adică nu știu asta zic, nu știu cum să măsoară gradul de modernism în grădiniță. Că la o universitate aș înțelege, domne, au frățioare, laboratoare, au scule, au lasere, au cele trei lor. La grădiniță ce au? Mămică, au o toaletă modernă, mamă, te masează, te șterge, te spală. Asta e modern. Asta dacă știi. Pătuț cu masaj. Sunt moderne astea. Zic, mă gândesc la asta. Asta trebuie să fie, nu? Să fie modern. Vine ăla micu, pișu caca vomii, tot modern. Șterge la guriță. Ah, ok. Bun, zice așa, unitate de învățământ modernă. Cum ziceam, o investiție importantă pentru comunitate. Trebuie să recunoaștem asta. La inaugurarea oficială au fost prezenți nenumărați politicieni, iar la tăierea panglicii inaugurale au participat cel puțin 11 sau 12 persoane. Unul a fost ezitant. Zic, bă, participi, tai, nu tai, o tăia numai jumătate din panglic, o tăia albastru și galben. Așa. Printre cei care au pus mâna pe foarfecă se numără vicepremierul României, zic că era pus piciorul pe minge, cum era aia, știi? Se numără vicepremierul României, Kelemen Hunor, primarul comunei Crasna, politicieni locali ai UDMR, dar și alți invitați. Și avem un citat așa, și zice așa, când am participat la depunerea pietrei de temelie, eu depus-o, am venit să depunem-o, depus-o la bancă. Așa, mă mânc în spate că tricoul ăsta are o etichetă, mon frère, zici că îi, deci poți să scrii pe jumătate de Biblie. Trebuie să mă duc și să-i fac cunoștință cu o foarfecă, iată, să tăiem pe anglica cum ar veni. Kelemen Hunor, prima așa. Când am participat la depunerea pietrei de temelie a grădiniței din Crasna în 2020, am spus că cine construiește o creșă, o grădiniță sau o școală, investește în viitor. Același lucru pot să spun și astăzi când inaugurăm noua grădiniță construită cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, căci pentru noi este important să rămânem o comunitate puternică aici, în țara noastră, astfel încât copiii noștri să aibă posibilitatea să învețe în limba lor maternă. Comunitatea din Crasna este o comunitate puternică, abia ce a terminat o grădiniță ca și demarat construcția alteia noi. Fac o mică pauză aici. Deci domnul Kelemen Hunor, că bănesc că dânsul glăsuiește. Este mesajul vicepremierului postat pe pagina lui oficială. Deci domnul Kelemen Hunor practic se laudă prin acest mesaj postat pe pagina lui de Facebook că el a construit o grădiniță, deci s-a construit o grădiniță cu banii Ministerului Dezvoltării pentru comunitatea maghiară din Crasna. Lucru care mie mi se pare nițel
deplasat dacă îi să mă întreb pe mine. Adică trebuia să, grădinița trebuia să fie și pentru românii din Crăzna, că eu nu cred că în Crăzna sunt numai maghiar, nu? Și zice așa, zice, să rămânem o comunitate puternică aici în țara noastră, astfel încât copiii noștri să aibă posibilitatea să învețe în limba lor maternă. Adică, practic, s-a construit o grădiniță în care copiii învață în limba maghiară. Eu, departe de a avea vreo problemă cu maghiarii, în caz că nu știți, simt datoria să reiterez, să reafirm acest lucru, dimpotrivă, eu... O dau ca băieții homosexual. Eu am un prieten maghiar, știi? Deci eu sunt aia care... Eu n-am nimic homosexual, chiar am un prieten homosexual, dar nu-mi place că să pupă pe stradă sau cea, știi? Deci lăsând la o parte faptul că eu n-am o problemă cu maghiarii, deloc, nu înțeleg asta cu inaugurările astea de grădinițe pe teme etnice, dacă îi să mă întrebați pe mine. Poate asta explică și buchetul de politicieni aflați la această minunată inaugurare. Știți? Numai mie mi se pare un pic ciudățel aici. Adică hai să facem o grădiniță pentru copiii maghiari. Deci nu e un pic... Hai să nu zic așa nașpa, dar un pic prea curajoasă exprimarea. Bine, am anos, Doamne ferești, eu venit... premierul Ungariei în România și-a făcut și declarații, mă înfrer, că bă, s-au uscat trandafirii la PSD și nu a zis nimeni nimic. Adică nu am nimic nicio problemă. Adică nu cred că ar avea acum cu grădinița din Sălăjean. Aia zic. Abia ce a terminat o grădiniță ca și demarat, comunitatea din Crăzna este o comunitate puternică, abia ce a terminat o grădiniță ca și demarat construirea altea noi. Păi, mă înfrer, mata ai zis cu gura ta că banii vin de la Ministerul Dezvoltării. Ce legătură are comunitatea puternică cu construirea grădiniței care nu o face din banii ei? Că dacă era comunitatea așa puternică, cum zici, mata, aici, cum afirm, cu tărie, păi trebuie să-și facă grădiniță din banii lor. Trebuie să vii, mata, să tai panglica și să zici, frățioare, uite, băieții ăștia, comunitatea maghiară din Crăzna și-a făcut grădiniță. Bravo lor! Aia. Nu știu cum se zice maghiară. Köszönöm. Aia. Szeretlek. Ceva, nu știu. Trebuie să zici, nu? Nu poți să zici că o comunitate puternică, uite, și-a făcut o grădiniță și-și mai fac una. Păi poate și-și mai fac o că nu mi-a mai dat niște bani. Așa și eu am o comunitate puternică. Dă-mi mie bani de o grădiniță, fac și eu una. Dar în ultima perioadă s-a construit aici un loc de joacă, o stație de pompieri, un pod, s-au făcut lucruri de canalizare, noi investiții în spital, muzeul satului este în renovare și nu duc lipsă de proiecte nici pentru următoarea perioadă. Mon frer, să le dai Dumnezeu sănătate. Deci eu sunt chiar bucuros că se întâmplă lucrurile astea aici, dar... Asta se fac pe banii lor sau pe banii matale? Că dacă se fac pe banii matale, e o discuție mai lungă aici, știi? Mulțumesc oamenilor din Crăzna pentru determinare, mulțumesc primarului actual și foștilor primari, Kovács István, Bogyó Miklós, Pop Imre, români, pentru că au dezvoltat și dezvoltă în mod continuu localitatea. UDMR rămâne în continuare alături de dumneavoastră. Este mesajul vicepremierului postat pe pagina lui oficial. Deci, repet, eu pe mine nu mă deranjează nici într-un fel și chiar mă bucur că se face ceva în țărișoara să-ți construiești ceva. Pe mine mă deranjează faptul că vine un domn de la UDMR care din banii țărișoarei, din banii României, construiesc o grădiniță într-o comună de undeva și pe care o dedică comunității maghiare din zonă. Mi se pare un pic, știi? Adică, n-ar trebui să fie o grădiniță pentru toți copiii? N-ar trebui să fie o grădiniță și pentru copii români? Nu mă întreb. Nu, vă repet. N-am niciun dram de, știi? Extremism. N-am nicio problemă cu maghiar. Chiar am un prieten maghiar, deci înțelegi? N-am nimic. Și mai am o propunere aici, dacă tot vorbim despre treaba asta. Eu propun pe viitor, domnule, la UDMR să nu mai taie steagul României. Deci asta, să tai o panglică, să tai steagul Ungariei, dacă... Deci înțelegi, eu zic așa, când se inaugurează grădinița din astea pentru etnicii maghiari din România, eu zic. Etnicii, deci domnii de la UDMR, să tai o panglică a statului maghiar. Să tai altceva. Să nu tai steagul român cu forfecuța, că mi se pare... Și că nu că l-o tăia, l-o hăcuit aici, l-o tăiat, știi? Bun, am uitat să vă mai arăt ceva încă un detaliu, că poza asta e absolut superbă. Zici că ți-am zis, zici că e cina cea de taină aici. În poză se poate observa că sunt doi copii îmbrăcați în... Practic, băiatul ăsta e îmbrăcat, cred că în ceva strai... românesc, care tricolorul l-a prins pe mijloc, așa, pe talie. Și o fetiță, la fetiță nu vedem dacă și ea face parte din același, știi? Din același grup etnic. Minoritar român, cum ar veni.
Și ce mi se pare iarăși foarte fain e că o luat, Aurora a luat la kill, știi? Eu zic, bă, pune-o aici, mămică, dacă mai trebuie, mai dăm o tură, știi? Dacă e de să facă două duble, tăia dubla 1, știi? Asta. Bun, deci practic asta e discuția. Avem 30 de oameni care tai o panglică la o grădiniță, asta e unul la mână, și doi la mână o dedicație un pic ciudățică așa, dacă e să mă întrebați pe mine, din partea domnului Hunor pentru comunitatea maghiară din zonă. Repet, mi-aș fi dorit să fie o grădiniță pentru toți copiii, nu doar pentru copiii minorității maghiare. Maybe it's just me, aia zic. S-ar putea să exagerez eu aici, dar sunt absolut convins că o să-mi spuneți în comentarii unde am greșit și o să, practic o să-mi retrag aceste cuvinte care au jignit. Bun, sărim la domnul Falcă. Cu o falcă încerci cu una în pământ. Domnul Falcă, care în caz că ați fost, ați lipsit pe planetă, e un cetățean care a fost mare, mare pedelist. O trecut la PNL, din motive care, iar vă zic, nu ne privesc și sunt greu, foarte greu de înțeles. Bine, bani. Practic pentru bani, dar așa. Și doctrina, că e aceeași doctrină, adică dacă citești așa, și mai ales domnul Falcă e fier pe doctrină. Domnul Falcă e doctorand, în caz că, nu știu dacă, vă repet, ați lipsit pe planetă, are, și-a luat doctorat, el e doctor. Și inginer, a terminat facultatea de inginerie și doctorat. Și acum e parlamentar european, el, cum să vă zic eu, el ține flacăra diplomației și a politicii externe a României la Bruxelles. El e unul dintre membrii marcanței. Bă, eu nu pot să nu observ, noi trimitem la Bruxelles, bă, toate rupcigunile, mă, toate buruienile, mă, serios. Deci eu cred că băieții aia de la Bruxelles, când aud de România, li se face răuț, mă. Deci fac urticare, înțelegi? Au sindromul de colon iritat când aud de români. Gândiți-vă, fata lui Băsescu, Vadim Tudor, Becali, uite, pe domnul Falcă, adică noi trimitem Monfrer. Deci noi practic îi exilăm pe ăștia, pe ei mai slabi, dintre cei mai slabi. Noi, ca să scăpăm din politica românească de cetățenie așa, noi îi trimitem la Bruxelles, pe bani frumoși, știi? Bine, bănuiesc că e un fel de premiu, așa cum și doamna Dăncilă, doamna Veorica și doamna beneficia de acest tratament. Bănuiesc că e un fel de premiu la retragere, zici, mămică, hai, tu te vezi de treabă, te punem pe listă la europarlamentare, că și așa bătălia acolo nu prezintă interes pentru România, că noi suntem o voce mult prea mică acolo. Vrăjel și învârtel nu prea se pot face, adică practic treci din salar, trebuie să te duci la aia, stai la ședință, zbori cu avionul, vin apoi, dormi acolo, bă, e complicat, mămică, trebuie să semnezi, ridici mâna, fii atent să n-adormi la ședințele alea, știi? Deci să nu fii mahmur, să știi? Deci mult, e greu, dar am înțeles că banii sunt destul de drăguți, așa. Și aia zic că e un fel de pensie așa, domnul Falcă, să sperăm, Doamne ajută, știți că nu sunt om religios, dar mă găs de orice urmă de speranță, poate scăpăm și de dânsul în mandatul următor. Domnul Falcă vine și dă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ghiozdane. Deci dă 8 ghiozdane, vă dau poză că știu că nu mă credeți. Deci domnul Falcă dă 8 ghiozdane, 4 albastre și 4 verzi. 4-4 poartă în casă cum ar veni. Albastrele înțeleg că de la PNL, verdele nu-mi dau seama. S-ar putea să fie niște mesaje ascunse în această poză. Poate domnul Falcă să pregătește să plece la altă formațiune, de exemplu la ecologiști. Știi? Și când o să fie la ecologiști, să le zică, băi, eu de mic am fost ecologist, am fost fanul culorii verzi și am transmis mesaje de mult. Când l-am dat la copiii din Ghiroc ghiozdane, 4 erau albastre și 4 erau, nu, să vă vin să credeți, verzi. Și aia zic, au, mă, frer, ne-a făcut Falcă. Așa. Deci domnul Falcă a luat 8 ghiozdane. 8 ghiozdane, eu vă spun sincer că eu am dat mai mulți bani pentru copiii care au început școala decât domnul Falcă pe astea 8 ghiozdane, cum ar veni. Eu pus pe copiii ăștia săraci în cerc să le facă poză. În primul rând, asta e ilegal. Deci, ca să înțelegeți aici, în țărișoara noastră e absolut ilegal să se folosești de imaginea unor copii în scopuri, în orice fel de scop, dar mai ales în scopuri politice. Adică n-ai voie să folosești imaginea și numele unui copil în scopuri, vă repet, politice. Da, te-ai dus și ai dat niște ghiozdane la copii, bă, Dumnezeu o să-ți dă înapoi în rai, că bănuiesc că tu fiind un om, un suflet mare,
iubitor de creștini, o să ajungi în rai. No, Dumnezeu în rai, la judecata de apoi, că în caz că voi nu sunteți familiarizați cu studiul biblic, sunt două judecăți. Este o judecată când mori, știi? Deci care se face pe loc, mon frère, fele, fele, pac, 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 ce ai făcut, ce ai ăsta, este o balanță acolo, ai făcut mai mult bine, ajungi în rai. Și mai este o judecată de apoi care te judecă după urmările faptelor tale. Deci dacă tu ai făcut bine, de exemplu, cum face domnul Falc aici, uite, o dat 8 ghiozdane. Domnul Falc ajunge în iad. Să zic, dau un exemplu absolut aleatoriu, n-are nicio legătură cu realitatea. Bineînțeles că e fantezie, e fiction, știi? Deci domnul Falc sigur ajunge în rai, că el, repet, e un suflet caritabil, un om care face numai bine. E pus în slujba cetățeanului, mon frère, te doare mintea. Ok, deci domnul Falc, să zicem că ajunge în iad, da? Deci, vă repet, absolut rupt de realitate. Deci e doar teoretic ce vorbim aici, da? Deci domnul Falc ajunge în iad și după 20 de ani, o comisie de sfinți, că bănesc că și la ei să lucrează în comisie, nu vine un sfânt și ia el decizii de unul singur, de nebun, știi? Și o comisie de sfinți evaluează faptele domnului Falcă și observă, bine, între miile de lucruri bune pe care le-a făcut domnul Falcă, nu asta. Dar dă mai așa, iarăși zic, teoretic acest exemplu, cei 8 copii care au primit ghiozdane, domnule, motivați de acest cadou, beneficieni de penarul și de creioanele și de ce-o mai fi fost în ghiozdanele alea, copiii aia să pun să învețe și creează un grup de învățare în satul lor și devin olimpici la matematică, ajung să studieze, merg în străinătate, câștigă internaționale de matematică și de fizică și de geografie și de istorie, ajung olimpici internaționale, intră la facultate, termină facultatea cu 10, devin profesori, creează o universitate acolo, un ghioroc, înțelegi? Mii de alți copii să înscriu, să naște o mișcare națională, nu știu, o efervescență din aia, copiii devin din ce în ce mai buni, nu mai vor să plece în străinătate, rămân în țară, domne, să duc la facultăți, ingineri, academicieni, să schimbă limba română, să... Bă, o ia lumea razna. Ei, în lumina acestor noi fapte, îngerii îl scot pe domnul Falcă din iad, deci aia vă zic, că judecata de apoi se face după o perioadă în care se judică impactul acțiunilor tale în viața zi cu zi. Vis-a-vis de prima judecată care, bă, ai murit, ai dat la bani la săraci, n-am dat bani la săraci, ai furat, ai amfrat, ai tucineat, știi? Asta zic. Judecata aia, apoi un pic mai încolo, nu știm exact perioada. Să știi, este o perioadă și te judică după faptele tale, aia zic, domnul Falcă clar și-o găsit și are un golden ticket. Deci, și dacă, repet, dintr-o greșeală el ajunge în iad, pac, 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 copiii în ghioroc, ghiozdanele, ajunge la punerai. Deci asta... Deci, practic, el are două, cel puțin două, că noi nu știm, dar eu sigur că domnul Falcă face multe lucruri. Ăsta, că au scăpat aici, că au dus 8 ghiozdane la niște copii, asta e numai un accident. Eu sigur că domnul Falcă face foarte mult bine și ajută foarte mult comunitatea. Bun, altceva am vrut să vă zic, că am pornit de la una și am ajuns la alta, dar așa e când ai un suflet de artist, cum am eu. Bine, îl împarte și sufletul meu e jumate artist, jumate inginer, să cam bat între ei așa, să cam sfădesc, știi? Vine artistul și zice, trebuie să tragem o dungă așa, și inginerul zice, o tragem așa, dar hai să facem un pic mai dreapt, așa. Deci domnul Falcă, vă pun din nou imaginea ca să scrie și pune pe postul lui. Deci, în primul rând, trebuie să-l observați, domnul Falcă, e practic un fashion statement aici, e la costum, cravată și cu șapcă de baseball. Ca așa se poartă, bine, la PNL, asta. Băieții care au fost în PDL nu pot să avea multe pretenții de la dânsii. Deci asta e domnul Falcă, asta vă zic, să vă uitați atent. Fashion statement, așa se poartă. O să vedeți că noi râdem acum și glumim, dar o să vedeți că în câțiva ani merg oamenii la concert, la filarmonică, la costum, frumos cu crăvățică și cu șepcuță de baseball. Bă, repet, ochelari de soare asta. Bun, și domnul Falcă Gheorghe zice așa, ghiozdane pentru copii din ghioroc. Deci, practic, în 5 cuvinte, domnul Falcă are două greșeli. Ghiozdane, pe el, cred că el a vrut să se articuleze pe el însuși, adică, știi? Să se acordeze cu el însuși, cum ar veni, el a zis ghiozdane de la Gheorghe, știi? Gheorghe, ghiozdane, cum se scrie Gheorghe? Gheorghe, și ghiozdane, e ca și Gheorghe se scrie, cum se scrie? Știi? Deci ghiozdane, da? Și pentru copii, știi? Copii, nu-i copii, e copii. Nu-i copii, cum mi-am zice noi cu 3 idei. Bine, și eu sunt de acord și aici sunt în consens cu marele gramatic și
cum să vă spun eu, maestru în studierea limbii române, Toma. Care Toma are și el o problemă cu numărul de I din fii și din copii, dar asta, vă repet, o să căutați voi să găsiți, are omul niște podcasturi foarte interesante pe această temă. Dar, totuși, deocamdată, până când zice Academia Română, iar zic. Domnul Falcă, el e doctor, adică el poate își permite niște inflexiuni pe care noi nu ni le permitem, adică el poate să scrie copiii cu 2 de I, știi? Deși, repet, și eu zic că sunt prea mulți de I, da. Domnul Falcă, el deja e un, fiind un trendsetter în fashion, asta v-am zis, că e costum, cravată și șapcă de baseball. Deci el asta poate fi un trendsetter și în gramatică. Deci, 5 cuvinte, 2 greșeli. Repet, inginer, doctor. Are doctorat el. Voi înțelegeți în ce țară trăim noi. Noi, oamenii ăștia ne conduc nouă destinele. Bine, trebuie să înțelegeți un lucru. Eu sunt absolut conștient că domnul Falcă, el a avut înclinație mai mult spre partea umanistă, așa. Dar zic umanistă că mă refer la bani, nu mă, știi? Înțelegi? El nu le avea cu matematica, cu fizica, cu astea, nici cu română, nici cu educația bănuiesc, că n-are un fizic de atlet. Dar zic așa, poate cu educația nu, să nu fim ticăloși aici. Și s-ar putea, poate domnul Falcă era, mă, frate, făcea 100 în 4 secunde, asta. Ca Tesla. Înțelegi ce zic? Da? Matematică, nu, chimie, nu, română. Cine are, mă, nevoie? Istoria la frățioare, stai așa? Mamă, banul. Cum facem banul? Luăm banul, dăm banul? Că, în caz că nu știți, domnul Falcă e unul dintre cei mai bogați oameni pe planetă, el fiind bugetar, iarăși. Numai la noi există metoda asta de îmbogățire absolut miraculoasă din nimic. Deci, domnule, n-am făcut nimic, eu m-am dus la serviciu în fiecare zi și în 5 ani de zile am 10 milioane de euro banii mei. Păi de unde? Nu știu, mă, mică. Așa mi-a dat Dumnezeu. Deci am urmat o metodă de înmulțire a banilor biblică. Deci m-am rugat la Dumnezeu și Dumnezeu, eu fiind, așa cum am mai zis, un suflet caritabil. Înțelegi cum zicea maestru, dacă mai țineți minte, Minulescu. Cu, știi? Poezia e cu iubirea, cu, știi? No. N-ați prins. Nici eu, că nu se făcea în școală, dar eu am citit că impresionam căprioare pe vremea mea cu poezii, că n-aveam mașini și astea, n-aveam telefoane, n-aveam... Trebuia să ai, știi, să știi ceva. Bine, erau care aveau mașini, că nu erau, că părinții erau pe la partid, pe astea aveau mașini, noi n-aveam. Părinții mei erau altceva. Bun. Deci aia zic, cu ce suflet caritabil te-a păstrat? Asta, cum zicea maestru Minulescu, zic... Așa, cam atât despre domnul Falcă, zic că ar cam trebui să ne oprim, nu? Am vorbit 30 de minute despre domnul Falcă. Și, nu e așa, George Simion a fost hâiduit de elevii liceului Lazar, unde a ținut un discurs la începerea anului școlar. Simion neagă. Păi, Simion, el e pe linia rusă, el e pe direcția rusă, cum ar veni. Practic se aude că huie cineva. Așa, deci se aude că cineva huie. Și domnul Simion îl se recomandă. Mulți dintre voi mă știți de pe Facebook și de pe TikTok. Deci asta, ce vă recomandă, cum era în filmele clasice românești, da? Ce vă recomandă vocea și talentul meu, cum ar veni? Domnul Simion se recomandă, pe el îl recomandă Facebook și TikTok-ul lui, cum ar veni. Asta, deci cam astea realizările domnului Simion în viață. Și bineînțeles, nu e așa, nunta care a făcut audiențe maxime în țărișoară. Bine, nu e ca și cum ar fi ceva cu care să te lauzi, că noi avem și mormântări cu foarte mulți cetățeni în fața ecranelor, știi? Deci, nu știu dacă e ceva cu care să te lauzi. Maybe it's just me. Chiar comentariile tot ce ați n-ai. Bun. Deci cam asta e cu domnul Simion. El s-a autopropus să zice, n-avem încă niciun fel de informație, la un liceu și s-a dus să le vorbească elevilor. În primul rând, eu consider asta o mizerie absolut ordinară, pestilențială, așa. Nu au ce căuta politicienii în școală. Nu, eu nu înțeleg motivul. De ce ar fi oamenii în școală?
ce ar putea ei să transmită unui copil? Că în primul rând nu sunt exemplu de urmat. Sau, da, hai să fiu, sincer, sunt exemplu de urmat, că sunt niște oameni care au reușit să facă avere din nimic. Dar parcă, nu știu, nu mi-aș dori ca elevii țărișoarei noastre să-și facă model din domnul Simion, de exemplu, zic eu. Care domnul Simion nu s-a făcut remarcat decât fiind liderul unei galerii și făcând agitație până vama de intrare în Republica Moldova, știi? Când l-au expus la băieții, l-au ținut, zic, mă-n frer, mă, dar nu, n-ai cum, deci nu poți, hai, să-ți vă mersul. Bun, înțelegi? Deci... Da, fă-te că mergi. Asta zic, știi, deci nu mi-aș dori ca copiii cum ar veni, n-are cacofonie, n-are. Deci mi-ar dori ca copiii țărișoarei să-și facă un model din oameni ca și George Simion. Eu nu mi-aș dori asta. Nu mi-aș dori să-și facă un model nici, nu știu, din niciun politician român. Pentru că noi n-avem niciun politician român, noi avem numai niște băieți puși pe căpătoială, noi n-avem absolut nici unul, deci nu există unul. Practic e definiția mulțimii vide, dacă mai țineți minte de la școală. Mulțimea oamenilor politici din România e vidă, n-are nimic, e goală, nulă, înțelegi? Deci noi n-avem oameni politici, noi avem doar niște băieți puși pe căpătoială. Și eu mi-aș dori ca băieții ăștia, repet, care ei au altă agendă, că pe ei interesează să facă bani și să ducă acolo doar ca să dade mai pușcă și ei mai smulg, mai ling, mai amușină 2-3 voturi, știi? Eu mi-aș dori să nu-i mai vedem la festivitățile astea, așa cum mi-aș dori să nu văd, de exemplu, popi. Că iarăși vă spun, nu văd nici necesitatea unui popă la deschiderea anului școlar. N-am înțeles-o mult nici pe asta cu polițiștii, că cu ce ne ajută faptul că sunt niște polițiști acolo, hai de mine, mă înfrer, veni nea polițistul, ce faci? Polițiștii ar trebui să se întâlnească cu elevii o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, o dată pe lună, să facă niște, nu știu, să facă niște cursuri de, nu știu, circulație, de comportament, de alte lucruri pe care tinerii s-ar putea să nu le știe și să le facă, să comită greșeli neștiindu-le. Înțelegi? Adică eu mă gândesc că ar trebui să implice un pic altfel poliția în viața școlarilor, nu la deschiderea unui școlar. Nu, repet, nu cred că în vreun fel copilul ăla rămâne cu ceva de la un nene polițist care citește o aberație într-un șir de alți oameni care citesc alte aberații. Eu înțeleg festivismul, înțeleg, mama, hai să ne bucurăm că începe anul școlar, cel puțin din punctul de vedere al unor oameni, că copiii ei nu se bucură. Sau cel puțin unii dintre ei nu se bucură, eu vă spun că eu am făcut parte din cei care nu se bucurau. Dar în afară de asta, eu nu înțeleg festivitățile astea cu băieți care vin să citească discursuri în fața unor copii. N-am înțeles niciodată. Aș înțelege să aducem oameni care au făcut ceva în viață. Un David Popovici, un Simona Halep, un, nu știu, niște sportivi, un Gică Hagi, un... Bine, mi-e greu cu sportivii ăștia ce obțin un fotbal, mi-e destul de greu, că nu prea, știi? Deci mi-aș dori, știi, să, nu știu, un Chiv, uite, să-l cheme pe Chiv într-un an să vorbească copiilor la începutul anului școlar, la un liceu sportiv, dau un exemplu. La un liceu de istorie să cheme un istoric adevărat din țărișoara asta. Un băiat care știe istorie, care face istorie, care se ocupă, știi? Asta mi-aș dori să văd, adică mi-aș dori să văd un om să țină un discurs motivant, 10 minute, 5 minute, să-i motiveze pe copiii ăia și să plece acasă toată lumea fericită, gata mămică, bă, vreau să fiu ca băiatul ăsta. Că practic școala, din punctul meu de vedere, acum nu știu cum setați băieții ăștia, că na, fiecare, adică eu nu mă pricep la pedagogie, să înțelege, n-am făcut niciodată, nu m-am preocupat. Dar eu mă gândesc că școala asta ar merge mai bine dacă copiii ar avea niște modele. Dacă copiii și-ar dori să fie anumite chestii. Deci să nu își dorească să fie niște politicieni jăgoși, corupți și plini de bani și urmăriți de DNA în parcări, știi? Poate ar fi mai bine pentru țărișoara asta dacă copiii și-ar dori să fie doctori sau istorici sau sportivi de top, sau înțelegi? Adică să-și canalizeze energiile încercând să copieze, să ajungă ca și niște oameni care, repet, niște repere morale în țărișoara asta.
Bun, și cam atât și despre domnul Simion. Am glumit cu nunta să nu... Așa. Români acuzați că au furat cuplu în valoare 200.000 de euro. Polițiștii fac percheziții în mai multe județe. Polițiștii efectuează miercuri 6 percheziții domiciliare în 4 județe. Cluj, Alba, Sibiu și Ilfov. Într-un dosar privind furtul unei cantități de cupru în valoare de 200.000 de euro. Fapt ar fi fost săvârșit în luna august. Așa. Potrivit sursei, vor fi puse în aplicare 4 mandate de aducere în vederea continuării cercetărilor. Acțiunile beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, precum și de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Cluj, polițiști din cadrul Inspectoratului Poliției așa și se așa. Deci, practic asta e o știre care n-are niciun fel de valoare prin ea însăși, cum ar veni. Adică e o știre care nu ne spune nimic și... Știi? E ca și lucrul ăla Ardelenescu, așa ceva nu se există și ăsta nu mere nicării. Știi? Deci exact așa e. Nu? Eu aș putea acum să vă fac 10 știri în care polițiștii efectuează cercetări pentru așa, recuperarea unui prejudiciu în valoare de 48.000 de euro de la niște cetățeni care au furat aluminiu. Sau roze mașină. Sau ce? Deci, nu, eu nu înțeleg comunicațiile astea de presă, facem percheziții ca să recuperăm, care nu știm nimic, cine, ce, cum, ce-a făcut. Ce știre asta, mă înfră? N-am înțeles, nu știu, de ce ar putea face, de ce ar putea da comunicate de genul ăsta, poliția română. Deci facem niște percheziții să recuperăm niște chestii care s-au furat. Ha? Ce ziceți de treaba asta? Bineînțeles, să nu uităm să le mulțumim luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Cluj și a polițiștilor din cadrul Inspectoratului, Poliției Județene Alba și Ilfov. Pentru ce să le mulțumim, mămică? Deci ce-au făcut băieții ăștia? S-au trezit dimineața, s-au zis la lucru, s-au spălat pe dinți, majoritatea dintre ei? Ce ar trebui să învățăm noi din știrea asta? Ce s-a întâmplat? I-ați prins, bă, băieți, cine-s băieții ăia? Ce-au furat? Cum au furat? De ce-au furat? Știi? Deci am putea să aflăm mai multe? Sau numai îi comunica de presă? Domnule, noi facem azi percheziții, s-au furat niște cupru, recuperăm. Cine? Așa aș putea să dau și eu comunicat. Deci eu dacă aș fi șef acolo la comunicațiile de presă de la MEAU, băi, la băieții, și am fiecare din astăzi. Astăzi facem percheziții în județul, nu știu, Călăraș, pentru recuperarea unui furt de ligheni de aluminiu. A doua zi aș da percheziții în două județe, Ilfov și Hunedoara. Știi? Mon frere, astea nu sunt, deci băieții ăștia n-au fișa postului, nu trebuie să dea niște comunicate care să efectiv să reflecte faptul că oamenii lucrează ceva? Că eu nu cred că există percheziții astea 200.000 de euro cupru, 4 marândaje, nu cred. Că dacă ar exista, ar fi mai multe detalii, cine o furat, de unde o furat, când o furat, adică ceva, niște lucruri, cât de cât. Și acum hai să nu o dăm pe aia cu secretul, vezi, doamne, să nu să, cum să zice aia, mă, mică, să nu să... murdărească, dar nu asta, știi? Deci să nu să contamineze probele, știi? Să nu cumva să... Bandiții, că noi am dat pe net ce o să facem, să se poată apăra. Mon frere, eu furat în august 200.000 de euro cupru, știi? Putea să dăie nume, mod de operare, de unde o furat, de la ce o furat, ce o furat, știi? Zic. Dar poate acordăm mult prea multă atenție unor așa. Un ieșean cu cocaină de 60.000 de lei în buzunare făcea autostopul la Lețcani. Și îi zice așa. Un ieșean a fost prins cu cocaină la Lețcani, drog urmând să fie comercializat în Iași. Bărbatul se numește Alexandru Nicolae Marin. Asta e, mă, mică. Ăștia de la ziarul de Iași, vezi? Ziarele astea mici locale. Ăștia dau nume și prenume. Încă și zice. Alexandru Nicolae Marin, mama lui lucrează la non-stopul de lângă gară. Tatălui pensionar, a fost angajat la primărie, înțelegi? Stă în blocul turn, de lângă, știi? De lângă autogară, la etajul 2, apartament 7, are o ușă maro. Sunați la interfon, la 44, știi? Asta e faină, ziarele astea locale, ăștia n-au A, N, M, știi, să-și pune numai inițiale, să nu... Nu, mon frer, Alexandru Neculai Marin cumpărase drogul din Italia, valoarea de piață a fost de aproximativ 60.000 de lei. Marin se afla într-un autoturism, marca Lexus, inscripționat cu sigla NP Security și venea spre ea. Și polițiștii și procurorii i-au pus pe burtă pe cei doi bărbați din Lexus. Șoferul a declarat că pasagerul care avea drogurile luase la ocazie. Că pe pasagerul, oh. Da, i-a făcut semn cu mâna și a oprit șoferul nostru, plecase de la un Iazdea nostru din Lețcan spre Iași, iar în Lețcan a observat un bărbat care făcea cu mâna, l-a urcat în autoturism, iar după ce au parcat 200 metri au fost oprit de polițiști, cel mai probabil era urmărit. Șoferul nostru nu a fost pus sub acuzare, a fost luată doar o declarație. Acum.
Mămică, tu conduci un Lexus și ai un băiat la autostop, așa, din șanț? N-ai un pic ciudățel aici, zic, așa, doar din perspectiva omului care conduce un Lexus. Nu eu, ăla. Că eu am Opel. Asta zic. Deci nu e un pic ciudățel, așa? Că eu n-am prea văzut. Eu mă zic că eu când am fost tinerel, eu am mai stat la autostop, așa, că treceam pentru o perioadă în viață în care n-am avut mașină. Mie n-am avut nici ce să mănânc, dar asta e altă discuție. O să ajungem altă dată. Băieții ăștia cu Lexus și cu Mercedes nu prea iau la autostop, adică nu se oprește. Unde mergi suflet rătăcit? Păi mă duc în, mămică, în Iași. Urcă, fericirea vieții mele. Nu știu ce, înțelegi? N-a avea cum. Eu zic că băieții ăștia cărau drogurile cu Lexus-ul, că pe Lexus era unei firme de pază și au zis: mamă, până nu ne oprește poliția, că noi suntem mână-mână cu ei. Noi suntem structură militară, noi suntem bărdi-bărdi. Deci eu zic că și băiatul ăla e implicat. Nu ne dă numele băiatului, știi? Deci, practic, 200 metri, după 200 metri l-au arestat pe băiatul ăsta, care zice că el a cumpărat drogurile din Italia și le-a dus să le vândă aici, ceea ce iarăși e fals, mămică. El a cumpărat drogurile din țară, le căra dintr-o parte în alta, el nu era, dacă îi să mă întrebați pe mine, el nu era traficant de droguri, el era doar un cărăuș. Înțelegi ce zic aici? Droguri de 12.000 de euro, așa, în buzunar. Nu cumperi tu din Italia, vii cu ele în România să le vinzi. Că nu e așa ușor de vândut droguri de 12.000 de euro. Bine, zic eu din perspectiva faptului că n-am vândut niciodată droguri, dar eu zic așa ce am văzut în filme, ce am mai auzit eu așa, după la oameni, ce mai povestesc băieții. Bine, n-am auzit la oameni care vând droguri, că n-am prieteni ăștia, să nu... Puteți să-mi puneți telefonul sub urmărire dacă, că n-am... Deci să înțelegeți, dar eu așa zic. Eu zic clar că băiatul la care îl căra, că era băgat, era o pofelie și doi la mână băiatul ăla cumpărase drogurile de undeva din țară, le ducea dintr-o parte în alta. Practic le căra. În ciuda amenzilor mari, mulți șoferi refuză să renunțe la decorațiune din parbriz. Au un rol, umbră și aspect foarte frumos. Practic, sunt două roluri. Deci, oamenii se referă la aceste, nu-i așa, minunate chilimuri și țurțurele și franjurele aici, care se pune pe dubilii. Vezi? Așa. Iconițe, cruciulițe. Bun, aici, mămică, n-avem ce să povestează. E, practic, numai problemă de gust aici. Cu mica mențiune că dacă aceste minunate produse intervin în procesul de observare a cetățenilor și a autovehicolor din trafic, ele sunt nițel ilegale, zice la lege, că n-ai voie să pui nimic în mașină care ți-ar putea obtura vederea, nici măcar telefonul sau camera video n-ai voie să le pui pe parbriz, să știți asta. Există așa niște prevederi în lege, că zice că nimic ce poate obtura vederea, știa? Asta. Deci, practic, așa, dar românul zice că nu. El zice să... Știa? Zice numai o secundă. Amenda care se poate aplica poate fi de maxim 3.000 de lei. Cruci, jucălii de pluș, odorizante, dar și suport pentru telefonul mobil. Pe toate le vedem fizic în trafic, pe parbrizele mașinilor. Am încercat împreună un așa. Deci vine un expert și zice că nu-i bine. Vă, pe scurt. Deci nu. Așa și... În DNA a săltat o directoare de spital din, stați așa, Spitalul de Urgență Sfântul Apostol Andrei din Galați. Și doamna a fost trimită la pușcărie, așa, și zice așa, i-ar fi furnizat unei candidate subiectele probei scrise și subiectul probei de interviu, în condițiile în care respectivele informații nu erau destinate publicității. Ca urmare, candidata respectivă ar fi susținut cele două probe și ar fi reușit astfel să ocupe postul respectiv. Fiind singura care a promovat atât proba scrisă cât și cea de interviu. Păi, practic, aici îi pe șpagă, mămică. Deci, comisia face subiectul, să cere banul. V-am zis, în Baia Mare era 5.000, când au mai crescut tarifele ajungeți la 7.000. De 7.000 de euro era tariful de distracție. Am în 7.000 bănuiesc că primește și comisia ceva. Adică oamenii care efectiv au făcut subiectele și care le-au dat intermediarului, dar în mod normal să împar banii între ei. Am auzit, nu știu dacă e drept. Și că aici în Baia Mare nu se împărțea nimic. Se dădea numai un pic la băiatul care se ocupa și restul mergea unde trebuie. Da, o să revenim altă dată că mai avem niște discuții pe această temă. Și un român a vândut moloz drept concentrat de minereu din SUA până în China. Istoria unei scrocherii care a ridicat un imperiu în Baia Mare. Nu e chiar imperiu, băiatul ăsta într-adevăr a cumpărat niște terenuri din jurul combinatului, fostului combinat din Baia Mare, pe care erau niște depozite de steril.
erau niște depozite de pământ amestecat cu concentrat de minereu, cum îi zice la noi la țară aici, care pe vremuri fusese exploatat în combinatul respectiv. Aici la noi, Baia Mare, să știți, a fost unul dintre cele mai mari combinații din Europa de extragerea minereelor neferoase. Din nefericire, sau poate din fericire, metodele erau absolut rudimentare și combinatul nu a fost... nu era fezabil. Adică pur și simplu nu scotea banii. Așa că până la urmă SOF a fost închisă și haldele astea de steril au rămas șezând în jurul orașului. Sunt foarte mulți cetățeni care au reușit să vândă acest steril sau chiar să-l prelucreze. Sunt niște canadieni care, sau niște ruși, nu se știe sigur, care au preluat haldele de steril de la o unitate de extragerea aurului, care, repet, prin metode moderne acum pot fi exploatate și se poate scoate aurul din ele. Pe vremea respectivă, pe vremea comuniștilor, tehnologiile erau așa rudimentare că ei aruncau o parte din aur, că n-aveau cum să-l scoată, deci pur și simplu nu exista tehnologie atunci. Băiatul ăsta, Daniel Boldor, devenit milionar în Baia Mare, un rom care lucra cu romi, bineînțeles, plătiți foarte puțin spre deloc absolut la negru, sau ce puțin așa să zice, n-aș vrea să vorbesc rău de om, că eu nu-l știu așa personal. Omul a cumpărat niște terenuri pe care exista minereul ăsta, sterilul ăsta de mină, și l-a vândut în diferite părți din lume. Când afacerea a început să meargă, lui s-a terminat sterilul. Că aici e jmecherica. Și omul a început să vândă pământ din demolări. Ceea ce, pe de o parte, e absolut ilegal, nu știu dacă știți. Dar nu putem să nu observăm inventivitatea cetățeanului. Adică, na, trebuie să fii șmecher, să vinzi pe sute de mii de euro pământ. Și domnul zice că a făcut profit vreo 10 milioane de euro în câțiva ani. Bă, asta este, fiecare să răspundă pentru faptele lui. Am vrut doar să vă prezint lucrurile așa cum îs. Într-adevăr, în jurul Băii Mari sunt munți de steril. Munți, mon frere. Munți, munți. Mai sunt. Ar avea omul ce vinde, nu știu. Nu știu cum a rămas fără, deci aia zic. Da, asta e cu totul și tot o altă discuție. Vreau să vă anunț cu bucurie, că nu pot să vă anunț cu năcaz, da? Sunt din nou în stoc mesele cu BMW. Empower, bineînțeles, adică de ce ți-ai luat masă cu BMW să nu fie Empower, zic. Au și un model Versace, dacă observați aici pe margini, știi? Deci Versace grecesc, așa ceva, da? Deci, practic, curentul Elen, cum ar veni, în auto. Sigla de la BMW de ori pe masă, un Empower, scaune cu BMW și, vă repet, vestea bună e că din nou în stoc este și varianta pe alb, în caz că nu aveți castelul cu gresie albă sau cu marmură albă, gresie, mă scuzați, cu marmură albă, masa este și pe alb. Da, și nici nu-i scump, e 1200 lei un set. Scaunele arată un pic cam penibil, așa cred că e greu de sta pe ele, dar iar zic, acum fashion-ul și moda în general cer sacrificii. Sunt femei care stau pe tocuri 12 ore pe zi și nu-l e ușor. Adică, știi? Poți să stai și tu pe scaună la un pic. Adică sunt... Asta este, bă, e frumos. E, știu, îți bucură ochiul. Acum că te doare coloana, astea sunt lucruri diferite. N-are rost povesti. Dar, bă, sunt frumoase. Aia zic. Dacă vă trebuie, vă pun în legătură cu omul. Sunt aici pe stoc din nou în Baia Mare. Poate dați și voi un share să vadă prietenii voștri, că așa zice. Așa, și pe un drum județean, cred. N-aș vrea să greșesc aici, deși am citit știrea, dar n-am reținut. Drum județean, zice așa, care străbate orașul Ulmeni. Da, deci drumul e făcut din plăci de beton, care știți cum sunt plăcile de beton, nu sunt renumite pentru planeitate și pentru modul în care se îmbină. Da, au mare avantaj că sunt ieftine și pot să le facă niște băieți cu betonieră și cu două scânduri. Deci nu trebuie sculei, turnat asfalt, nu, știi? De-aia și făcute. Cetățenii de la Consiliul Județean au montat bumpers din aia, știi? Nu știu cum le zice, polițiști morți, nu știu cum le zicea într-o vreme. Limitatoare de viteză, mă mică, limitatoare de viteză. Deci, practic, e un drum care arată ca după bombardament, pe care Consiliul Județean a pus limitatoare de viteză. Nu insinuăm aici că
cineva de la Consiliul Județean a primit șpagă ca să pună limitatoarele alea de viteză pe un drum care oricum nu se poate circula cu viteză. Avem aici, zice, deci cetățenii de la Consiliul Județean s-a apărat spunând că au fost foarte multe reclamații, că cetățenii spun că din cauza mașinilor care trec cu viteză li se crapă casele. Aici fenomenul crăpatul caselor e destul de frecvent pentru că se trec cu mașini de tonaj mare până localitate și din cauza presiunii și a vibrațiilor crapă casele aici, crapă casele vechi, mămică, crapă casele din chirpici și din vaiog. Adică din, practic din argilă cu paie sau cu bălegar, dacă, nu știu, în caz că sunteți la curent cu tehnica de construcții din interbelic. Eu zic că eu nu mă pricep foarte mult la construcții, deci practic la partea de betoane și la voiog, la astea nu mă pricep foarte tare, dar eu zic că dacă pui niște limitatoare de viteză într-o localitate și treci o mașină mai încet, practic lucrurile sunt un pic mai rele pentru că vibrațiile din motor sunt mai mari, că el când frânează să treacă pe stela și accelerează din nou, știi? Eu zic că vibrează mai tare motorul decât dacă trece la viteză constantă până localitate. Maybe it's just me. Deci s-ar putea să greșesc eu aici. Iar vă zic. Aștept să mă contraziceți în comentarii. Înțelegi ce zic? Deci aia zic, nu vreau să insinuăm că cineva de la Consiliul Județean a luat o șpagă să cumpere niște limitatoare de viteză, le pun undeva în județ. Așa cum nu vreau să insinuez că acum vreo câțiva ani niște băieți care aveau balastieră dăduseră șpagă la Consiliul Județean să vândă piatră spartă și au vândut așa multă piatră spartă că n-aveau ce să facă cu ea și o puneau pe-n sate. La un moment dat, într-un sat, ajunsese drumul cu un metru peste nivelul normal. Deci, înțelegeți? Deci, au pus piatră de vreo 5-6 ori la rând. La un moment dat, au zis țăranii, bă, nu mai pune piatră, că nu mai ieșim din curs, n-avem cum. Că venea de la Consiliul Județean mașina cu piatră și trebuia pusă pe drum, că iarăși vă zic, băieții ăștia care sunt primari pe-n sate, bă, așa nu comentează. De la Consiliul Județean să reparăm drumul. Păi, cum? Punem piatră. Erau niște băieți, acum iarăși vă zic, auzisem că președintele Consiliului Județean pierduse într-o noapte vreo 2 miliarde de lei la păcănele. O muscă. Bine, muscă și directorul sălii de păcănele în care noi lucram, că noi le făceam acțibil, deci din astea, știi? Și el ne-a povestit, bineînțeles, mă ruga să nu zic, dar băiatul ăla nu mai e șeful Consiliului Județean acum. Așa că o perioadă am tăcut, adică vezi, am așa, dar zicea că președintele Consiliului Județean a pierdut într-o noapte 2 miliarde la păcănele și nu era ceva absolut neobișnuit pentru el, adică era un obișnuit al locurilor. Și când venea să închidea sala, adică îi scotea pe ceilalți băieți afară și juca domnul singur la 2-3 aparate, adică așa fac profesioniștii. Deci băieții șmecheri de la Consiliul Județean așa joacă păcănele. No, și după noapte din asta grea de muncă în folosul comunității, pierzi 2 miliarde, vindea niște mașini de, știi, cumpăra la Consiliul Județean mașini de piatră ca să-și facă bani înapoi omul. Și apoi băieții se descurcau cu piatra, repet, îți doar niște insinuări, așa, nu, n-am nimic concret aici. România zice dosar penal pentru un tânăr care și-a preschimbat permisul de conducere valabil pentru două categorii, cu unul fals valabil pentru 14 categorii. Deci este un băiat aici, ziarul românesc.de, un tânăr cu cetățenie română și moldoveană, în vârstă de 25 de ani, acesta s-a aflat la volanul unui autoturism matriculat în Franța. N-am înțeles de ce cetățeanul nu și-a dat permisul vechi. Adică el a predat permisul vechi la băieții ăștia și băieții ăștia au făcut un permis fals în care avea 14 categorii. Aici mi se pare mie în neregulă că el putea să-și păstreze permisul vechi, să-l dea pe ăla vechi la vamă și pe ăla să-l folosească în alte ocazii. O să vedem aici, zice așa, el avea A, M, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, B, C1, E, C și T, T. Aici cred că este o greșeală, băieți ăștia de la ziarul românesc, nu știu, dar la noi în legislația română nu există T. Este T, R de la tractor, TV de la tramvai și mi se pare, nu sunt foarte sigur, TB de la troleibuz, dar nu sunt foarte sigur aici. Stați așa să ne uităm. TB de la troleibuz, da, deci aia zic. Deci domnul meu avea așa, AM, stați să vedeți, ca să nu. AM e mopede, A1 e motociclete cu maxim 125 cm, A2 motociclete cu putere de maxim 35 kW, 35 kW împărțit la 700, deci vreo 50 de cai putere practic, cred, pe acolo.
Categoria A, motociclete cu sau fără ataș. Categoria B1, quadricicluri cu masă până în 400 kg. Deci astea ar fi ATV-uri, practic, nu? Categoria B, autovehicul cu maxim 3500. B, o asta știți că are toată lumea. B, îi... categoria B cu remorcă. C1 e altul decât C, categoria D. Deci categoria între 3500 și 7500. C1 e la fel, dar cu remorcă. C e peste 3500 cu pasageri. C e pasageri și remorcă, cred. Da. D1 transport pentru maxim 16 pasageri, D1 e maxim 16 pasageri, repet, cu remorcă, D... Ah, ok, îți doare mintea. Deci, omul avea, practic, stați așa și de autovehicul pentru persoane mai mult de 8 locuri. Nu știu care e ăla de tir. Așa, ansamblu, C1 e ansamblu de vehicule, nu. C1 depășește 3500, dar nu mai mare 7500. Da, nu știu, în fine, deci băiatul ăsta și-a făcut toate categoriile de permisuri de pe planetă și a zis că el și le-a făcut ca să își găsească mai ușor de lucru. N-am să înțeleg niciodată de ce ai risca să-ți riști viața și libertatea pentru o hârtie fără valoare, că iarăși vă zic, permisele astea, deci dacă s-o prins polițiștii de ele, nu erau făcute la poliție, erau făcute de un băiat la o imprimantă. Și aici eu zic că trebuie să fii nițel nebun. Mai dai și 4500 de euro pe o hârtie tipărită la imprimantă și laminată. Bun. Dacă e să vorbim pe adevărată, permisul românesc nu e greu de falsificat. Adică erau foarte mulți băieți care se ocupau cu problema asta. Că nu e absolut greu de falsificat. Nu înțeleg de ce ai face lucrul ăsta. Adică, nu înțeleg. De ce ți-ai riscat viața și libertatea pentru un act care se vede din start că e fals? Că la poliție, băieții de la poliție își dau seama, hai că na, te duci la un angajator, să zic, în Franța și îi preziți un permis românesc. Bă, ar fi șanse mari să treacă, pentru că ei nu știu elementele de siguranță, modul în care te să arăte actul, calitatea lui, știi? Și zicea, venim din România, azi mai săraci, hai că și permisul arată mai nașpet, știi? Dar ales la poliție, adică trebuie să fii nițel dement. Bun, mai există și varianta în care omul chiar a crezut că e legit. Adică eu zise la, bă, dăm 4500 de euro, eu scot permis pe bune. Și nu pot să nu mă întreb aici, că știți că viața mea e un șir etern de nelămuriri. Cu 4500 de euro, păi eu cred că scoteai permis pe bune de la jandarmi. Deci eu cred că rezolvai cu școală de șofer, cu un băiat, pac, 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 4500 bani mulți. Având în vedere că se dădea 500 de euro pentru un permis fără să vin țară. Deci 500 de coco era permisul, fără să repet, să vezi țărișoara. 4500 în condițiile în care omul să putea duce să mai facă și un pic de școală? Îți pare mult, da? Maybe it's just me. Așa, s-a terminat pasajul Unirii. Știți, o lucrare anunțată cu surle și zâmbețe. Practic, dă la renovare numai în cap autobuzele în ea. Adică s-au fost înfundat autobuzele. Nu se știe exact ce s-a întâmplat, s-a ridicat acoperișul, s-a coborât tavanul, s-a ridicat podeaua, nu știm exact ce s-a întâmplat. Practic, după așa de bine l-a renovat, că nu mai încap autocarele în el. Deci... Așa, și bătaie între suporteri în plină stradă, după meciul Oțelul Galați și Politimișoara. Acum, eu dacă e să mă întrebați pe mine, că știți, n-ar fi rău să mă întrebați, dați așa că e niște chestii înainte de a porni reclama în un băiat care își maltratează copilul. Așa, deci avem niște băieți care nu e așa. Ăsta, deci dacă observați, uite aici, avem un schimb de avem un schimb de chestii, par, uite aici cum zboară, foarte drăguț. Uite. Înțelegi, deci cam asta e mișcarea sportivă din România. Eu nu zic că s-ar putea să existe și în alte țărișoare. Dar eu am o întrebare aici. Care-i scopul? De ce, de ce,
de ce te-ai bate cu suporterii echipei adverse? Eu asta n-am înțeles niciodată și nici n-am găsit pe nimeni să-mi explice. Eu înțeleg din suflet iubirea pentru echipă, lupta, bătălia, nervii, astea toate le înțeleg, dar eu nu înțeleg bătaia cu suporterii echipei adverse, că nu rezolv nimic, că practic lucrurile se rezolvă tot în teren, adică dacă tu îl bați pe băiatul ăla care e suporterul celelalte echipe. Nu se vede în campionat, adică nu vine Federația Română de Fotbal și zice: frățioare, ați văzut ce bătaie a fost aseară? Le-o dat oia de la Oțelul Galați, 3 puncte pentru Oțelul Galați, cu câștigat în deplasare. Știi? Deci, nu primesc puncte asta. Dimpotrivă, amenzi, mai iei de la poliție pe spate niște lucruri, duci în spate niște lucruri, înțelegi ce zic? Deci nu, eu nu văd rațiunea pentru care ai face așa ceva tu, ca ființă umană. De ce te-ai bate pentru echipa adversă? Nu înțeleg. Și nu înțeleg de ce nu se stopează fenomenul. Adică eu practic aș zice: domnule, da, te-ai bătut pentru... Ai aruncat cu bolovani, cu ăsta... Da, ok. Nu mai ai voie pe niciun stadion din România, pe viață. Că bolovanul ăla putea să dea în cap la un copil, puteai să omori pe cineva. Adică mie mi se pare... Mă, frate, vrei să te bat? Bă, hai să adunați-vă. Cum făceau băieții aia, nu știu, în Anglia, în Italia, pe unde dracu mai făceau ei, știi? Vreți să te bat? Adunați-vă 20, voi 20 noi, mergem pe câmp acolo. Dați-vă parte în parte, fără să știe nimeni, spargeți-vă capetele, rupeți vedinții, mergeți la spital, la revedere, drumul, înțelegi? Asta aș mai putea să înțeleg, dar așa, să aruncați cu pari până oraș, să vă bateți, să vă fugăriți, mon frère, nu înțeleg. Repet, maybe it's just me. Eu am și jucat fotbal, am și fost la meciuri, niciodată n-am simțit nevoie să mă bat cu cineva, nu înțeleg nevoie, nu înțeleg finalizarea, nu înțeleg motivul. De ce ai bate un om care ține cu echipa adversă? Ce rezolvă? Echipa aia tot așa joacă? Ce să schimbă dacă ne bate, dacă mă bate el pe mine? Să schimbă ceva? Nu știu. Că o faci pentru sport, du-te, mă mică, la un sport de contact. Du-te la o sală unde dă, fă box. Fă ceva, nu știu. Întărește-ți organism. Ah, okay. Și încheiem știrile din Românica. Punu-i așa un curent în trend în România. Stați așa, că n-avem sunet, că așa e în tenis aici. Simona Halep știe. Băiatul ăsta e un pic confuz, nu știu dacă vedeți. Stai, mă mică, nu acum. Asta zic. Mai stau un pic. N-am înțeles. Băiatul ăsta care cântă aici, ăsta e mentorul lui. Și lua pe ăsta mic să du-du-du-du-du-du-du și el un pic. Okay. Se vede că băiatul nu-i, deci, știi, nu-i pregătit. Are emoții. Stai, mă mică, nu acum. Lasă că zice șef. Acum. Bagă. De ce neu? Și uite la băiatul ăsta cum se uită la el, mămică, exact privirea al băiatului la care se uită cum crește grâu. Da, e un fenomen pe care noi nu-l înțelegem, ce obțin eu nefiind neavând cultura necesară, nu-l înțeleg, dar, bă, sigur că sunt niște oameni acolo undeva care știu mai multe despre asta. Ia să vedem cum stăm, avem o oră și 8 minute, trecem pântre ele rapid. Bun, o luăm din presa internațională rapid. A murit Mihail Gorbaciov. Mamă, n-ai văzut corul nibelungilor care plângeau moartea marului lider sovietic, care, vezi, Doamne, ne-a adus nouă libertate și prosperitate. Și o să-mi dedic câteva minute din viață ca să vă explic contrariu. Mihail Gorbaciov a fost un lider al Rusiei care nu și-a dorit niciodată ca noi să fim liberi. Schimbările pe care le-a făcut el, glasnostul și perestroica, în primul rând, sunt niște concepte pe care Mihail Sergeevici Gorbaciov, el însuși, nu le-a înțeles niciodată și nu a înțeles efectele reformelor pe care le-a făcut el, niciodată. Gorbaciov a fost un om care întâi a acționat și după aia a gândit în toată viața lui, dar care a primit un premiu Nobel pentru pace, că datorită lui tot blocul estic a scăpat de comunism. Bineînțeles, nu datorită. Din cauza. O să vedeți imediat de ce. Mihail Gorbaciov a venit la putere într-o Rusie slăbită, secată economic de războiul din Afganistan, pentru că războiul din Afganistan pentru ruși a însemnat
cireașa de pe tort, practic nuca de pe colivă cum ar veni. Deci practic le-au epuizat absolut toate resursele. Rușii nu mai aveau bani să trăiască. Nu că să bată în Afganistan, nu mai aveau bani să trăiască. Pe de altă parte, Rusia era angrenată într-un război, în caz că auziți latră câinele meu aici la ușă. Vrea și el în la... Asta. Rusia era antrenată într-un război pe viață și pe moarte cu americanii, în caz că mai țineți minte, era vorba despre războiul rece, și în care să creau arme de care mai sofisticate. Diferența făcând că americanii aveau bani, rușii nu. Rușii pierduseră de mult războiul ăsta din armare, de mult, pentru că rușii pur și simplu nu puteau produce. Ăsta a fost și rămâne principalul fail al comunismului, că nu face bani. E foarte drăguț asta cu mamă, toate lucrurile sale poporului, ne adunăm, cântăm, preazlăvim conducătorul, toate zbunși frate, dar nu facem bani. Asta era marea problemă. Nu reușim să facem bani, spre deosebire de sistemul capitalist, care fură, bat, înjură, nu știu, se droghează, fac zrăi, demoni, ce? Bă, dar fac bani. Înțelegi? Deci aici, asta e marea problemă a capitalismului, că într-un fel sau altul produce bani. Repet, cu toate problemele, cu secte, cu drogați, cu rock and roll, cu... toate lucrurile pe care comunismul le condamna, nu e așa? Iată că capitalismul a făcut bani, comunismul nu. Așa. Și domnul Gorbaciov a venit la putere în momentul în care Rusia se prăbușea economic. Și domnul Gorbaciov a făcut o mutare care, mamă, toată lumea a zis că e o mutare de geniu. Domnul Gorbaciov s-a dus la americani și a zis, bă, eu vreau să nu ne mai înarmăm. Deci aș vrea să oprim cursa înarmărilor. Dar vreau asta pentru că vreau să fie pace în lume și eu sunt mare pacifist și îmi doresc să fie bine pe planetă țică. Nu că noi nu mai avem bani. Și americanii, care ei sunt proști, ei nu se prind, ei americanii nu știu. Deci n-au. Americanii sunt chiar o nație de oameni proști, ei nu știu. N-au organisme care să se ocupe de problema asta, n-au oameni specializați în politica rusă, nu știu. O zis, bă, nici n-am crezut că faceți asta pentru că n-aveți bani. Noi suntem siguri că faceți asta din bunătatea inimii voastre. Știi? Asta zic. Și americanii au fost de acord. Cursa în armărilor s-o cam gătat. S-o propus neutralizarea nu știu câte mii de focoase. Oricum rușii sunt campioni și acum au. Le-au mai rămas că aveau de pe vremuri, că ei asta știu să facă. S-o oprit și războiul din Afganistan și s-o pornit reconstrucția țărișoarei prin reformă. Prima reformă pe care o dat Gherlă domnul Gorbaciov, prima și cea mai mare și practic care i-a dus și sfârșitul până în finalul, să vedeți, a fost că domnul Gorbaciov s-a gândit să oprească consumul de alcool în țărișoară. Deci practic să facă un fel de prohibiție la americani. Ca la americani, știi? Neînvățând din greșelile pe care le-au făcut americanii că prohibiția nu funcționează la cetățeni. Ca să reduci consumul de alcool trebuie să-i educi pe cetățeni, exact ce se întâmplă acum în America de 100 de ani. De 100 de ani oamenii, doctorii povestesc, familiile stau și cujetă și prezintă dezavantajele consumului de alcool. Înțelegi? Asta se întâmplă de 100 de ani la americani și funcționează, că dacă vă uitați, consumul de alcool pe cap de locuitor scade. Crește prețul, într-adevăr, că toată lumea trebuie să trăiască, dar consumul scade. Ei, la ruși, ca să înțelegeți, domnul Gorbaciov a oprit fabricile de alcool și a transformat în fabrici de sucuri și a distrus viile. Deci domnul Gorbaciov a aplicat metoda pe care o aplicase și Decebal. Sau Burevista, unul din ăștia doi, nu mai știu. Tot așa fiind îngrijorat de consumul mare de alcool. Ca să înțelegeți, în Rusia, oamenii care plecau în călătorii, plecau cu damigeană de vodcă cu ei. Deci era, cum să zic eu, ce-ți iei? Periuța de dinți? Periuța de dinți. Nu știu, ți iei două haine de schimb? Nu știu ce era în Rusia în perioada respectivă. Cât durează drumul? O săptămână. Achiloz nu ne trebuie, trebuie să nu ți-i schimbi, asta zic. Nu știu, două, trei haine, banii, acțiile și o damigeană de vodcă. Deci așa se mergea la lucru, așa se mergea la, înțelegi? Să nu înțelegeți, și România a fost acolo. Deci exact acolo. Eu vă spun că eu, de exemplu, am avut o secție de reparații în centrul unui oraș, într-o parte a unui orășel în care era o crâșmă ordinară și care atrăgea clienți prin simplu fapt că se deschidea la ora 5. Ori eu aveam dimineți în care mă duceam mai repede la lucru, că viața mea așa a fost o continuă zbatere să fac și eu un ban să trăiesc, și mergeam dimineața la lucru și oprea autobuzul care mergea la mină.
în autobuz erau între 50 și 70 de călători, n-am stat niciodată să-i număr, dar erau mulți. Mineri, practic. Și intra autobuzul în parcare și se mergea la crâșmă. La crâșmă, la 5 dimineața când vine autobuzul, serveau 4 doamne la teșghea. Spre deosebire de alte ore ale zilei când era o singură doamnă. Dar dimineața la ora 5 erau 4 doamne ca să poată să servească în ritmul în care veneau clienții, că veneau cu autobuzul. Și nici n-aveau timp de stat. Și se servea în felul următor. Venea băiatul și zicea bună ziua, bună ziua, 2. Că așa se zicea, asta era codul. Și 2 însemna 200 de vodcă. Și se făcea în felul următor. Se puneau 2 pahare pe bar și se puneau 100 în primul. Da? Care îi se dădea omului și 100 în al doilea. Omul dădea banii și până primea restul, bea prima 100 de vodcă. Nu știu dacă înțelegeți aici. Era, frățioare, era optimizat la maxim timpul. Deci două, punea pac, el lua paharul, băia, până atunci ai dădea restul. Lua al doilea pahar, s-o la masă. La masă stăteau 2, 3, 5 minute până fuma o țigară. Deci asta era timpul. Toată lumea din autobuz bea 200 de vodcă, inclusiv șoferul de autobuz. Deci ca să așa era, așa funcționa sistemul. Nu existau polițiști cu etilotest pe vremea. Mai murea chiar, mai pica în șanța, ei au fost bea. S-a băgat și la noi un decret în comunism, că comuniștii au avut, cel puțin așa din România, au avut nerușinarea, zic unii, pe de altă parte alții zic inspirația, de a ascunde asta sub protecție. Să zică, mamă, noi nu vrem să beți ca să fiți voi mai sănătoși și să nu muriți în accidenții de muncă, că altfel v-am lăsat să beți, știi? Deci o dată pe protecția muncii, cum ar veni. Și o funcționa metoda, să știți, o scăzut drastic consumul de alcool. Dar să revenim la Nea Gorbaciov, după această mică paranteză. Deci domnul Gorbaciov a făcut prima prohibiție modernă din istoria recentă a Rusiei. Am spart-o în gură. Deci prima recentă din istoria modernă. Ah, ok. Și a interzis alcoolul, practic, la lucru, la... Știți, se dădea alcool între orele 14 și 17, adică 19. Pleca lumea de la serviciu, oamenii plecau mai repede de la serviciu să ducă să-și cumpere băutură, să dădea băutură în anumite zone din oraș și oamenii nu mai mergeau la muncă ca să stea la coadă să-și cumpere băutură. Deci se ajunsese într-o stare așa de disperată că oamenii beau antigel. Există mărturii că oamenii furau antigelul de la mașini ca să-l distileze, nu știu ce făceau din el, făceau băutură din el. Ajunseseră să facă băutură, că asta numai rușii pot, din cremă de ghete, mămică. Deci practic rușii o băută ce se putea bea. În Rusia s-a inventat băutul de apă de colonie, deci apa și parfumul, cumpărau parfumul și beau, că parfumul are 65% alcool. Înțelegeți? Deci, practic, Rusia a intrat într-o degringoladă totală, pentru că oamenii obișnuiți consumul masiv de alcool. Mortalitatea era 12%, ca să înțelegeți, între băieții care consumau alcool. Deci beau până mureau, deci n-aveau nicio treabă. 12%, enorm. Și domnul Gorbaciov a zis, domnule, să nu mai bem. Ceea ce vă repet iarăși domnul Gorbaciov, întâi a făcut și pe aia a gândit, s-a văzut la sfârșitul anului când după ce au fost impuse măsurile astea draconice, PIB-ul Rusiei a scăzut cu 30%. 30% din PIB-ul Rusiei după vremea respectivă erau accizele la alcool, dacă vă puteți imagina așa ceva. Bineînțeles că cantitatea de alcool băut nu a scăzut, dimpotrivă, s-au menținut și poate chiar au crescut, dar nu mai era fiscalizată, era la negru. Și băutura la negru nefiscalizată aduce alte probleme, că oamenii vând orice. Fiind la negru și fiind scump, oamenii vând orice căcaturi, vând, repet, cremă de ghete, țuică din cremă de ghete, vând orice mizerii ca să facă bani. Ca așa în tenis, mă mică. Așa că domnul Gorbaciov, în prima lui măsură pe plan național, a reușit să scadă PIB-ul Rusiei cu 30% în condiții în care erau rupți în cur. Adică erau chiar vai și amar de capul lor. Veniți după războiul din Afganistan, unde îi luase la gherlă, și fără bani și bătuți și trimiți acasă, și după proaspăta încheierea războiului stelilor, că îi ajunseseră să bată cu americanii în spațiu, în sateliți și în alte lucruri. Deci, practic, prima măsură a domnului Gorbaciov a fost, nu-i așa, superbă. Nu intrăm în detalii, vă repet, domnul Gorbaciov nu a făcut nimic pentru Europa, bine, și, ca să înțelegeți, sistemul ăsta comunist pe care el l-a desființat, nu a fost nici măcar ideea lui, primise niște sfaturi și urmărise niște direcții lansate de alți ideologi sovietici, da, cu glasnostul și perestroica lui. Ce osanale îi s-aduc domnului Gorbaciov este că, de fapt, în momentul în care țările din blocul estic și-au declarat independența, el nu a trimis armata. Lucru care e absolut greșit, să înțelegeți din start.
domnul Gorbaciov a trimis armata și a omorât o groază de ruși. Un exemplu ar fi Georgia, unde a omorât o groază de oameni și efectiv a trimis tancuri și a călcat în picioare pe aia. Dar motivul pentru care domnul Gorbaciov nu a trimis tancurile sau nu le-a scos în stradă, că erau armate în toate țările astea estice, armate sovietice, nu le-a scos în stradă în Germania, în Ungaria, în România, în Cehia, în alte țări, a fost că el spera ca țările respective să nu iasă din caier. Nu caier. Din... Zi-mă, mică, să vă... Că am uitat cum se numea Alianța Armată a țărilor din blocul estic. Îmi scap acum cei care se opuneau ONU. Nu ONU, mă. NATO. CAER, mi se pare, era organizația economică a statelor sovietice. În fine, îmi scap acum denumirea, o să vă amintiți voi. Practic, țările estice erau într-un grup în care ele încercau să facă față NATO, să se opună NATO. Și singurul motiv pentru care Gorbaciov nu a atacat militar țările care ieșeau de sub tutela rusă a fost faptul că el conta în continuare că țările o să rămână sub sfera de influență a Rusiei și că o să rămână în aceeași alianță militară. Lucru care nu s-a întâmplat. Și lucru care, practic, acum îi se reproșează inclusiv de domnul tiran de la Est, că v-am spus eu să încerc să nu-i mai pronunț numele, aș prefera să-l ștergem din cărțile de istorie, criminalul care conduce Rusia acum, îi reproșa faptul că cea mai mare tragedie geopolitică a lumii, a ultimilor sute de ani, a fost destrămarea Rusiei, zice criminalul de la Est, și asta se datorează domnului Gorbaciov, da? Practic, domnul Gorbaciov nu a anticipat lucrul ăsta, el a crezut că o să trecem la un fel de comunism din ăsta mai lejerean, așa, ceva în genul cum are China acum, în care lumea o să fie comunistă și o să facă bani cu ajutorul vestului, dar ei rușii o să-și păstreze sfera de influență și nu e așa forța militară. Practic, lucrurile astea două s-o cam dus pe râpă, așa că domnul Gorbaciov, dacă e să mă întrebați pe mine, n-are niciun motiv să fie numit în vreun fel, nu știu, salvatorul, binefăcătorul, omul care ne-a adus lumina. Din potrivă, e un om căruia trebuie să-i mulțumim pentru greșelile care le-a făcut. Dacă el nu greșea, noi încă eram comuniști. Asta zic. Bun, știți, o supraviețuit și unei lovituri de stat, și-o pierdut puterea, au fost dat afară de cetățeni și o candidat la alegeri pentru președinția Rusiei și a fost ales, adică au avut 1% din voturi. Deci, practic, rușii s-au cam pișat pe el, dar rușii cam asta fac cu cetățenii care pierd. Rușii nu iubesc oamenii care pierd, da. Bun, hai să trecem mai departe. Avem niște băieți care nu e așa. Stați o secundă să oprim din sunețel. Avem niște băieți care nu e așa. Trebuie să trimită o dubă în țărișoară. Eu cred că sunt români, băieții așa zic că nu sunt români, dar eu sunt ferm convins că sunt români, pe Anglia. Și bag o dubă, vreau să vedeți de la început, cu o transpaletă și cu așa, pe marginea autostrăzii, adică duci și ai, știi, mămică, așa. Duba, dacă vedeți, e cu scările pe ea, deci cred că duba e luată din șantier de la cineva, adică nici nu mai apuca să o coafeze pentru drumul spre țărișoară. Practic, împotriva legilor fizice ce se întâmplă acolo. Deci o ridică cu platforma, o dau, o târâie, o dau, o zdrângăne, o împing, o frățioare, deși doare mintea. Bagă, uite, rup niște bucăți de fier din autostradă, le bagă pe sub mașină, ceea ce, iar vă zic, îi de remarcat, că uite-te, la sfârșit, mașina e băgată. Trăiască România! Bine, nu știu ce limbă e, parcă nu-s români. Cred că-s arabi. Totuși, cred că-s arabi după Allahu Akbar sau ceva. Iată, îmi retrag vorbele, nu-s români. Deci, bun, hai să trecem mai departe. Deci nu-s români. Gazprom anunță că suspendă pe termen indefinit livrările către Europa prin conducta Nord Stream. E ca și cum nu ne-am fi așteptat. Deci lovitura asta vine așa pe neașteptate. Suntem absolut siderați și fără reacție. Deci nu știm de februarie că o să întâmple asta. Nu ne-am așteptat. Deci asta zic. Ce mi se pare foarte șmecher, dacă e să mă întrebați pe mine, e că un băiat din Polonia, o să găsesc imediat știrea și o să vă zic,
care eu v-am zis, mie mi se pare foarte tare că polonezii au cojones, dacă îi să vorbim despre cineva din țărișoara asta, din pe planetă țica asta, dar nu mai găsești știrea, dar în fine asta e altă discuție. Un băiat din Polonia zice că dacă tot nu folosim Nord Stream 2, să-l demontăm. Că el nu crede că vreodată relațiile cu Polonia o să se îmbunătățească în vreun fel și atunci la ce să mai ținem țeava aia? Că ei nu o să mai cumpere gaz niciodată din Rusia. Așa că să o demonteze. Ceea ce mi se pare foarte șmecher. Mai era o discuție că toate țevile de gaz ale Rusiei îs construite să aducă gaz în Europa. Și dacă Rusia nu se livreze gaz în Europa, are nevoie câțiva ani să-și facă conducte spre alte zone ale lumii. Ceea ce, pe termen lung, nu e un lucru foarte bun, da? O să trăim și o să vedem. Bun, presa germană a descoperit că Mercedes diesel este mult mai eficient decât unul electric. Ama mult mai eficient n-a fost. Dar fac băieții niște calcule aici și fac un drum cu trei mașini, una pe benzină hibrid, una diesel și una electrică. Și rezultă următorul calcul, zice așa, la capitolul costuri, cea mai ieftină mașină a fost, în cei 2000 de kilometri, a fost cea electrică, costă 5-6 de euro. Așa, mașina diesel a consumat doar 83,4 litri motorină la un preț de 1,2 euro, prețul fiind de 160 de euro. Adică cu doar 4 euro mai scump decât mașina electrică, care costă la achiziție cu 20-30 de mii de euro mai mult. Deci, practic, la un drum de 20 de mii de kilometri, vorbim aici doar la preț, da? Deci la prețul carburantului, diesel a fost mai scump cu 4 euro. Adică cu 40 de cenți pe 100 de kilometri. Ceea ce, iar vă zic, la diferența de 20 de mii de euro, încă dieselul cum ar veni rules. Toți specialiștii germani spun că din cauza că în Germania majoritatea curentului produs în centrale pe hidrocarburi, știți că nemții își închiseseră, nu știu acum cum stă situația, dar la un moment dat își închiseseră toate centralele atomoelectrice. La ei curentul se produce încă pe bază de cărbuni și păcuri și alte chestii și gaz. Așa că deocamdată mașina electrică poluează mai mult decât mașina diesel. Cel puțin în Germania, la calculul făcut de băieții ăștia, îs absolut convins că într-o țară în care, de exemplu cum e Austria, care are o componentă foarte mare din curent produs ecologic, regenerabil, calculele astea nu stau chiar așa. Pe de altă parte, repet, diferența de preț e destul de mică încă. O să vedem ce și cum. Mașinile electrice pierd deocamdată din cauza prețului în fața mașinilor diesel, dacă vreți, pe așa se întâmplă. Koenigsegg zice, prezintă noul ce... Ok, o să vă citesc, să vă arăt și poza, să vă clătiți ochișorii așa. Și Koenigsegg a prezentat recent noul CC850, un hypercar gândit pentru a marca cei 20 de ani de la debutul vechiului Koenigsegg, dar și pentru a sărbători cei 50 de ani ai fondatorului Christian van Koenigsegg. Constructorul a anunțat acum că toate cele 50 de unități programate inițial pentru producție au fost deja vândute. Ceea ce e drăguț, am făcut 50 de mașini, să sărbătorim 20 de ani de fabrică și 50 de ani al lui băiatul ăsta. Dar zice așa, în urma cererii ridicate din partea clienților, Koenigsegg a dorit să suplimenteze producția cu încă 20 de exemplare. Compania spune că decizia a fost luată după consultarea primilor 50 de clienți, iar aceștia și-au dat acordul pentru creșterea producției și bla 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 bla, nu zice cât costă mașina. Știrea de pe autocritica, în caz că vă pasionează fenomenul. Deci, practic, hai să facem 50 de mașini ca să sărbătorim 50 de ani, dar mă înfrești ce m-am gândit. Hai să mai facem 20 de mașini să sărbătorim că facem mai mulți bani, zice asta. Să sărbătorim capitalismul și facerea de bani. Eu zic, mai facem 20 de mașini, o să întrebăm și pe aia care au... Știți că v-am promis că facem 50 de mașini, dar v-am mințit, facem 70, vă deranjează? Ok. Vă mulțumim, sunteți foarte treabă. Luați un breloc de Koenigsegg, cadou. Bine, costă 8.000 de euro, e din inox, da? Hai să sărbătorim sărbătorirea prin facerea mai multor mașini care să ne aducă nouă mai mulți bani, știi? Deci, un pic ne-am pierdut scopul sărbătoririi, cum ar veni. Bun, și zice așa, în Paris avem în următoarea știre, zice, o motocicletă tunată, cum ar veni, în mijlocul nopții în Paris, poate foarte ușor să trezească 10.000 de parizieni. Și, iată, în Paris au apărut, nu-i așa, radarele audio, care se numesc Meduza. Arată în halul următor, nu știu dacă se vede. Am să încerc să măresc.
imaginațiunea. Deci, practic, e un suport cu mai multe microfoane care măsoară nivelul decibelilor și nu numai atât, dă amenzi, adică emite tichet pe numărul mașinii sau a motocicletei care face, provoacă zgomot. Ceea ce mi se pare foarte drăguț. Adică ai venit și ai poluat fonic, ai luat amenduță, du-te acasă. Repară-ți toba de eșapament. Începe încet, încet planeta asta să îndrepte spre respectarea cetățenilor, nu știu dacă ați văzut. Adică hai să-i pedesim pe cei care nu respectă legile. Ceea ce mi se pare, repet, foarte drăguț. Așa cum, de exemplu, în Viena sunt vreo 500 sau 600 de radare. Ai chef să treci pe roșu. Ok, treci pe roșu. Nu te urmărește poliția, nu te caută, nu să fac urmăriri în trafic, îți vine amenduța acasă, amenduța care e generoasă. La revedere, drum bun. În America, o familie care a înfometat un copil până la moarte, îmi cer scuze că vă citesc știri din astea, au primit 30 de ani de pușcărie, mi se pare absolut superb. Lucrurile astea trebuie să se întâmple oriunde pe planetă. Oamenii erau rău vegani și obligat copilul să țină un regim, rău vegan, bineînțeles, copilul muri de foame. Așa cum, dacă vă mai aduceți aminte, în 2017, o familie de români, Emil și Rodica Rădița, da? În Canada, tot așa au supus copilul care era bolnav de diabet unui tratament naturist, că au zis că știu ei despre ce e vorba, copilul a murit. Deci avem și noi din ăștia. Nu mai știu. Nu mai știu cât au primit pușcăriuță. Dar îmi pare rău că nu mai am. Cam aminte, știu că și eu au făcut pușcărie, dar nu așa mult. Mi se pare decizia asta, justiția americană, de 30 de ani de pușcărie, absolut binevenită. Deci eu zic, toți părinții ăștia, cum sunt și la noi, dacă țineți minte, sunt unii adepți a unei secte care refuză să-și trateze copiii și să le dăie sânge când sunt în spital. Eu zic, știți că a fost un caz celebru cu o fetiță care a murit acum câțiva ani, părinții nu au avut niciun fel de repercursiuni, au refuzat să-i dea sânge, au refuzat să-i lase pe doctor să-i dea sânge, fetița a murit. Noi, eu în cazurile astea, în primul rând, aș lua copiii de sub tutela părinților și pe părinții aș băga în pușcărie pentru tentativă de omor. Asta aș face eu. Maybe it's just me. Da, poate eu sunt mai, să vă zic așa, poate mă aprind prea repede, zic. De, cum era aia? De grabă aprinzătorul. 6 români au spart o fabrică Chanel de lângă Paris. Unul dintre ei a spus că îi trebuiau paleții de lemn, nu parfumurile. Deci, o fabrică a brandului de lux Chanel a fost scena unei spargeri în noaptea, deci 27 spre 27 august, autorii fiind 6 români, din care doar unul a fost arestat și condamnat la 6 luni de închisoare în urma unei prejudecăți simplificate. Nu pot să nu observ că justiția din Paris e absolut pișată, dacă îi să mă întrebați pe mine. Deci, băiatul ăsta care mai avea două spargeri la activ, la a treia spargere îl prind, furând parfumuri cu paletul dintr-o fabrică noaptea cu o dubă furată. Deci faptă care, pentru care oriunde în Europa lua 6-7 ani, zic, fur calificat, autovehicul furat, mamă, deci tăte la un loc, știi? Au primit 6 luni de închisoare. 6 luni. Bine, hai să zicem că au primit 6 luni, că i-au dat în gât pe ăla, că sigur asta s-a întâmplat. Dar mi se pare absolut incredibil de puțin. Pentru care deja două condamnări pentru furturi comise la Lyon și Montpellier, Cristianel M. a fost condamnat luni la 6 luni de închisoare. Așa. Deci practic asta e, vreau să vă spun, justiția franceză. Băieții s-au să fure paleții, nu le trebuiau parfumurile de 10.000 de euro, le trebuiau paleții. Da. Stockholm, două bombardiere americane B-52 au suvorat la joasă înălțime Parlamentul și Palatul Regal, marcând intrarea Suediei sub umbrela NATO. N-am înțeles-o asta, nu știu, e un simbol aici și mă prind eu, adică bună ziua, bună ziua, am intrat în NATO, stai să trimitem două bombardiere să treacă pe deasupra țărișoarei voastre. nu e un pic? Adică, nu știu, eu nu mă pricep la semantica asta, la simbolistică militară. Dar nu puteau să trimită și ei, nu știu, niște porumbei, un balon cu aer cald care să arunc niște manifeste, ceva, nu știu, trimis bombarderul. Așa, pe legea asta, puteau să arunce în aer o clădire, să zică, iată, este sub protecția NATO. Bombardați clădirea.
Trimitem două bombardere să survoleze țara, mamă, steți în liniște. Că NATO nu poate să-i bombardeze, NATO trebuie să bombardeze alte țări, zic eu. Bine, vă repet, poate un analist sovietic să uită și zice, a, păi asta dacă trec bombardere înseamnă că îi protejează. Știi? Poate există ceva în armată, ceva, bine, eu ne făcând armata, asta zic, aici noi, la nivel de chibiți, aici noi care stăm și uităm din peluză la cum să bat băieții, așa nu știm, dar poate, repet, un specialist rus vede două bombardere pe cer și zice, fac, a intrat Suedia în NATO. Știi de ce? Înțelegi? S-ar putea să existe niște înțelețuri ascunse și nu le prind eu. Trei state din Balcanii de Vest au convenit să împartă surplusul de energie și alimente și avem așa Serbia, Albania și Macedonia de Nord se vor ajuta reciproc să facă față amenințării lipsei de energie. Ceea ce mi se pare foarte drăguț, cam asta e toată știrea. Spania reduce TVA-ul la gaz de la 21 la 5%. Deci după Germania urmează Spania, care a redus deja de două ori TVA-ul la electricitate anul ăsta. Bine, noi citim știrile astea și ne uităm așa un pic în zare, în speranța că dade și domnul Ciucă, care... Da, nu știu dacă e cacofonia asta. Care nu e așa... are dificultăți în a citi mesaje, dar el e unul dintre marii cetățenii Țărișoare. Deci, domnul Ciucă, care conduce Țărișoara, el n-are niciun fel de planuri să reducă TVA-ul, că el din TVA mai scoate bani de pensii speciale, că dacă reduce și TVA-ul, el e mort. Pentru domnul Ciucă și guvernul pe care îl reprezintă, scumpirea asta a carburanților și creșterea accizelor îi un dar de la Dumnezeu divin. Deci eu cred că de aia să-și dau bani la biserică în perioada asta, să-i mulțumească lui Dumnezeu că el, fără banii ăștia, țărișoara noastră era în cap. Deci fără taxele astea suplimentare luate cu japca și cu furca de la cetățeni, cu arcanul, românica noastră asta, așa cum o știm noi acum, era moartă, în păpușoi, mon frer. Cam asta e ideea. Bun, o să vă prezint un filmuleț făcut de Asociația Obștească din Taldicorgan. Abar n-am, deci Jesus din Nazaret știe unde se află această localitate. O să vă recunosc foarte sincer că nu am căutat măcar. Dar această asociație de cetățeni l-a pus pe primarul și pe directorul firmei de construcții care au renovat niște clădiri în localitate să se plimbe pe rampele de handicapați și pe drumurile făcute de dânsii pentru, nu-i așa, handicapați. Deci cam așa funcționează lucrurile, da? Deci l-a pus pe băiat, ia, hai mă mică, du-te pe, uite, ăsta e ea, hai! Hai că s-au făcut lucruri pentru persoanele cu handicap. Hai, hai să te vedem. Băiatul ăsta la costum, nu știu, bănesc că e primarul, nu știu, nu-mi dau seama. Așa se merge cu scaunul cu rotile. Bun, lăsând la o parte teatralismul, că e un pic de teatru aici, zic eu, dacă îți mă întrebați pe mine, că e un pic de artă. Nu e ideea rea. Adică n-am putea să facem și noi asta în Țărișoară? Nu știu. Sunt când mai fac băieții ăștia lucrări din bani publici, să-i punem băi. Uite cum băiatul ăla din Ulmeni. Știi? Consiliul Județean care a pus limitatoare de viteză. Să-i punem băi să meargă cu mașina pe acolo, să vadă cum îi. Știi? Deci mă gândesc, n-ar fi drăguț? Bun, a apărut berea cu aromă de vagin, care e considerat un deliciu în berăriile europene. Berea cu aromă de vagin a fost pusă la punct de o echipă de polonezi la un institut specializat. Aceștia au izolat acidul lactic care se găsește în mod natural în flora vaginală. A, deci n-are bacteriile și mirosul specific. Are doar acid lactic. Bun, n-o să vă mai citesc mai departe, ci că are un succes real. Bănuiesc că asta e pentru oamenii care nu știu cum miroase vaginul sau ce gust are. Asta zic, cred eu, pentru o nișă, pentru bărbații care încă nu au prins, pentru adolescenți, e bere pentru puberi, cum ar veni, nu știu. Succes. Bun, și în Germania un fur de proporție descoperit. Mă mănâncă părul din nas, mi l-am tăiat, nu știu că știți că am avut niște comentarii aici, că ziceau băieții că se vede părul din nas, cumva nu-i politically correct. Îmi canceluiau părul din nas, cum ar veni. Și am vorbit cu băieții de la machiaj și de la care se ocupă de partea de cosmetică, să-mi tundă părul din nas, m-am și tăiat un pic, da? Bă, trebuie să suferi pentru o artă. Și acum mănânc un pic așa, nu știu. Știți că aici este blestemul mecanicului, că nasul nu te mănâncă niciodată când ai mâinile curate, știi? Numai după ce ești pe amândouă mâinile cu vazelină, te mănâncă în fund și la nas. Astea. Totdeauna se întâmplă. Bun. Și zice așa, Germania fur de proporție descoperită până ce GPS a alertat strus tragerea unui ATV român de 19 ani arestat. Deci, practic, niște românași
furară de la un băiat un ATV, care ATV-ul avea GPS. Și băiatul cu ATV-ul o suna la poliție și s-au dus fix la locul faptei, unde erau trei dube pregătite să vină în țărișoară. Deci, practic, țărișoara noastră a fost vitregită de un nou transport de ATV-uri și de mijloace de transport în Germania. Bine, procurate prin metode ilicite, dar iar zic în țărișoară, băieții ăștia, cetățenii români nu sunt așa sensibili, știți asta. Așa, nu putem să nu observăm, cum să vă zic eu, promptitudinea organelor germane. Că dacă se întâmpla în România, nu mergea nimeni. Nu știu dacă știți, că în România erau băieții la care s-a furat telefonul și l-au găsit pe Find My Phone. S-au dus la poliție și poliții și-au zis că ei nu se duc nicăieri, că ei nu-i interesează. Cum să se ducă să găsească telefonul la om în casă? Cum? Știi? Deja aia zic. Vezi că în Germania nu există probleme din astea de, nu știu, de lene, să zic. Adică la poliție și germani nu-i lene să... Hai, domne, că mergem acum și găsim ATV-ul, nu? Românul a zis, cum, ce mă duc pe telefon, ești bol? Dă-te, mă, nu mă duc nicăieri. Păi, uite, acolo în casă la... Dă-te, mă, vezi de treabă. Nu e acolo. Știm noi sigur că nu e acolo. Bun, repede din politică, că nu vreau să o mai lungim, că am cam lungit-o. Bine, și ediție jubiliară, că e 2-1-1. Tribunalul București l-a condamnat luni pe fostul trezorier al PSD, Mircea Drăghici, la 6 ani de închisoare cu executare, care se află în prezent în pușcărie, unde execută o pedeapsă de 5 ani deja. Deci domnul Drăghici, băiatul ăla care și-a băgat șestul în banii PSD-ului. Dar dacă îi să mă întrebați pe mine, domnul a primit a doua condamnare pentru sumele de bani plătite ca să meargă domnul Dragnea în America. Deci domnul trezorier era aici de față, a PSD, da? Deci domnul, că ți-ați așa, Mircea Drăghici, că e fotbalist, Drăghici la balon, asta zic. Am mai avut gluma asta, cred că. Deci domnul Drăghici o băgat șestul, cum îi zice, în banul partidului, care erau bani din subvenții naționale și n-ai voie să le cheltuiești pentru anumite chestii. Și domnul Drăghici a cheltuit 231.000 de lei pentru... Nu, greșim aici, stați așa, vă rog să mă iertați. Așa. A cheltuit suma de 550.000 de lei din conturile partidului pentru achitarea către o societate comercială a unor cheltuielile ocazionate de deplasarea și cazarea în destinații turistice exotice a sa și a altor persoane. Aici cred că se referă foarte mult la excursia în Belize sau unde a fost domnul Dragnea cu iubita lui Irina. Fă Irino. Așa. Domnul Mircea, nu Mircea, mă mică. Dați că mă ia. Domnul Ciucă. Domnul Ciucă, pe care o să-l recunoașteți. 3, domnul ceva, Ciucă, a tone... lansat un apel pentru studenții care, români care studiază în străinătate să se întoarcă în țărișoară. Și zice așa, pentru a clădi o Românie la standarde europene. Și mie mi se pare, nu știu, facem noua mie, maybe it's just me. Domnul Ciucă, it's not you, it's me. Numai mie mi se pare ciudățel că domnul Ciucă face un apel la studenți să facă un lucru bun pentru țărișoară în condițiile în care el și-a plagiat lucrarea de doctorat și nu numai că și-a plagiat-o, dar a și reușit în instanță făcând un fals jegos și trimițând dosarul unui judecător care era, să zicem, dator cu ceva, a reușit în instanță blocarea verificării plagiatului. Știi? Deci un om de genul ăsta să vorbească unor studenți, să facă lucru corect, să vină înapoi în țară, să ne ajute să clădim țărișoară. Deci un om care plagiază, blochează în justiție un dosar și mai mult decât atât distruge sistemul de alocare a dosarelor în justiție, că mie aia mi se pare cel mai grav. Faptul că domnul Ciucă și-a blocat mizeria aia de lucrare, de diplomă, de doctorat, de licență, mie mi se pare coajă de alună, pe lângă faptul că a reușit să atribuie un dosar unui anumit judecător, ceea ce, iarăși vă spun, demolează orice fel de credibilitate în justiția românească. Pentru că până acum exista un dram. Eu v-am spus că n-am încredere în justiția românească, că nu am de ce, n-am niciun motiv. Dar aveam un dram de încredere, ziceam, măcar există loteria asta că dosarele ajung la un judecător și poți avea un pic de noroc să prinzi un judecător care chiar respectă legea. Dar domnul Ciucă ne-a demonstrat că și asta e un mit. Că dacă dânsul, adică aparatul politic dorește, justiția face ce vrea el.
Adică justiția dă dosarul unui om care vrea dânsul și respectiv om respinge toate capetele de acuzare. Înțelegeți ce vă zic aici? Deci domnul Ciucă, de 3 ori campion în Țărișoară, la minciuni și la jaf și la chestii ilegale, face un apel la studenții români în străinătate să întoarcă în țară. Nu e un pic ciudat? Domnul Ciucă, noastră nu sunteți, nu aveți, cum să vă zic eu, probitatea morală să faceți cereri de genul ăsta. Noastră nu puteți să vă uitați în ochiul unui student să ziceți, haideți să construim România, când Mataie ești un băiat care și-o plagiat lucrarea de diplomă, care o făcut șmecherii în sistemul de justiție și care o convins un judecător să-i dăie un aviz favorabil cererii dânsului. Mata, n-ai moral, niciun fel de ascendent, n-ai nimic, ești zero. Mata, nu poți să ceri nimic nimănui să facă și să dreagă în interesul Țărișoarei. Mata, ești un om care o ajuns unde o ajuns, furând. Mata, ești un hoț. Și pe lângă asta ești un om care o corup justiția, mă frer. Ceea ce iarăși vă zic, mi se pare infinit mai grav. Nu înțeleg de ce nu se insistă pe lucrul ăsta și nu înțeleg de ce nici oameni de acolo nu-ți băgați în pușcărie, dar maybe it's just me, aia zic. Bună. Domnul Nicolae Ciucă, dacă atât vorbim, a participat la Vatra Dornei. Dați așa că nu știu la ce a participat aici. La finalizarea lucrărilor la conducta de transport gaze naturale. Și dacă e un motiv de bucurie ăsta, că iar eu zic, la cât o să coste gazul, nu cred că o să mai merite să-ți bași gaz, deci practic conducta asta e inutilă, dar n-are rost să vorbim. Măcar bine că se întâmplă ceva, deci să mai construiește ceva în țărișoara asta, să mai termină ceva, că de construit să construiește. Același primar cu banderola aia tricoloră, Monfred, deci repet, nu înțeleg de ce nu se înfășoară în tricolor băieții ăștia, că mai au un pic și ar trebui să-și facă costum, că nu-i în cap, e cât umăr, nu știu dacă vedeți. Deci mai mare, cred că ar purta mai mare dacă s-ar putea. Dar am vrut să vă citesc numai ce zice domnul primar aici de față și zice, mi-e foarte greu să mă concentrez, să găsesc cele mai potrivite cuvinte pentru astăzi, dar atâta trebuie să spun că soarele de afară într-adevăr a venit la Vatra Tornei împreună cu domnul prim-ministru. Ăsta e nivelul de primar pe care avem noi în Țărișoară și care, mon frère, asta știu ei să facă în politică, să dea limbi din astea absolut penibile, bă. Deci trebuie să nu ai coloană vertebrală, trebuie să fii un vierme în noroi, mămică, trebuie să fii un mon frère, un fir de praf pe plajă, să dai limbi din astea că, mamă, când vine președintele și prim-ministru, iese soarele. Bă, absolut penibil. Primăria Braz a plătit o firmă să scuture de zăpadă gardul viu din parc, consilier local, în 2021 nu a nins și nici gard n-aveam. N-aveau gard viu. Deci, practic, s-au dat 8.900 lei plus TVA unei firme să scuture gardul viu de zăpadă, care n-am avut zăpadă și că noi n-avem nici gard viu. Dar iarăși vă zic, eu cred că băieții aveau, deci știi, aveau, trebuia să rezolve o problemă, cum v-am povestit eu cu gardul de aici, cu piatra din Maramureș. Avea o problemă de rezolvat și trebuia 1.000 și de lei și 11.000 de lei și a zis, du-te, fă ceva, fă o factură pe cea, îți dau 11.000. Înțelegeți? Deci cred că așa o să vă mai, așa s-a întâmplat. Și o să vă citesc un articol scris de un băiat, Florin Bănuță, nu știu cine-i dânsul. Da, un băiat, da? Asta vă zic, dar îi scrie foarte bine și o să vi-l citesc, mi se pare foarte, foarte la subiect, da? Zice așa. Când o să vă plângeți de prețul mare de la energie și gaze, vă rog să vă aduceți aminte cum Țăricianu Năstase împreună cu Dan Ioan Popescu furau acum câțiva ani 1 miliard de euro de la modernizarea ratată a hidrocentralei de la Porțile de Fier. Sau cum l-a protejat Băsescu pe Buzăianu de la Energy Holding, care an de la rândul a rupt sub miliarde de la Electrica prin contracte cu prețuri preferențiale, cum a primit DNA Nuții 5 milioane euro șpagă de la Buzăianu, care de timp a și fugit din țară și a renunțat la cetățenia română. Cum Varujan, Văzganian și Videanu i-au dat penal lui Ioan Nicolae, miliardar, de altfel gaz ieftin pentru compania lui de îngrășăminte Interagro, pe care le vindea la preț de dumping la export. La fel cum a făcut și Băsescu cu prețul la energie electrică pentru vecinul de lui de la Viela Lac, patronul rus de la Alos Latina. Cum a venit Ponta și Dragnea și s-au rățuit la companiile americane care erau gata să extragă gaz din Marea Neagră și au zis să le iasă și lor ceva, că dacă nu o să pună taxe mai mari și au pus taxă pe stâlp. Cum a tratat statul român investitori în parcurile eoliene, solare sau pe micii prosumatori, împunându-le niște condiții aberante.
Deci da, aici, dacă ăsta să vă gândiți, la noi tot ce s-a făcut pe partea asta de ecologie s-a făcut numai pe șpăgi și pe șmecherii. Microhidrocentralele alea erau făcute băieții la PSD, pe care nu interesa să vândă curent. Păi interesa să termine lucrarea ca să primească ecocertificațiile alea să le vândă. Pentru ei, o investiție din asta era în jur de 1 milion de euro, două, și luau 3. Deci atât asta era șmecherica. Făceai 1,5 milioane, 2 milioane de euro, 1 milion, depinde cum te învârteai, în câteva luni. Avizele le dădeau că erau tot băieții în PSD și așa s-au distrus o groază de râuri de munte cu niște căcaturi din ciment care nu produc curent, dar care îmbogăți niște băieți. La fel cu faza cu prosumatorii. Prosumatorii, cetățenii, persoane fizice care să injecteze curent în rețea, asta în caz că nu sunteți la curent cu terminologia, asta a fost un proiect blocat de PSD pentru că ei nu câștigau nimic aici și nu le convenea. Așa că a fost blocat până acum. Deci nici acum nu există o legislație clară, din câte știu eu. Există posibilități, dar destul de reduse de injectarea curentului în rețea. Deocamdată noi nu avem o legislație competentă în domeniu și nici niște eforturi în direcția asta. Că iarăși vă spun, foarte multă lume ar investi în curent dacă ar putea să mai facă un bănuț. Și acolo ar fi într-adevăr un beneficiu real. Măcar să nu mai plătești curentul care îl consumi în plus noaptea, știi? Și tot ar fi un plus. Dar, iarăși vă zic, nu s-o dorit. Cum Ponta și Cușova, cot la cot cu sindicatele, au țepuit companiile energetice de la Turceni și Rovinar prin contracte frauduloase, zeci, sute de miliarde au fost folate de politicieni din toate partidele, fără să le pese, fără să vă pese, fără să protestați. Baia, ați mai și votat scrutin după scrutin. Ei, acum a venit nota de plată, așa că vă rog eu ciocul mai mic, după cum zicea un clasic PSD-ist în viață. Bun, și nu e așa, știți că s-a schimbat legea cu avertizorii de integritate și avem în felul următor. Proiect de lege, zice așa. Adică nu proiectul, legea, zice, nu mai proiect. Raportarea anonimă cuprinde cel puțin următoarele date. Datele de contact ale avertizorului în interes public, calitatea persoanei, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei și, așa, instituții, bla, 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 precum, după caz, probele în susținerea raportării și data. Deci, înțelegeți, raportarea anonimă trebuie să conțină numele persoanei și cine îi și de ce face și cum face. Deci, practic, din raportorii anonimi s-a terminat discuția, da? Deci, cam asta a fost tot. Vă dau câteva repede din război, acum că să rămânem sub 2 ore cu astea. Hackeri ucrainieni au creat profiluri false cu femeia atrăgătoare pentru a-i păcări pe soldații ruși să strateze locația. Deci, practic, niște hackeri au făcut... Există o grupare de hackeri ruși, nu știu dacă știți, se numește Hack Your Mom. De ucrainieni, hackeri ucrainieni, care luptă de partea binelui, cum ar veni, în războiul cu Rusia, da? Și fac diverse chestii pe net, o să vedeți că mai sunt niște inițiative interesante. Una dintre ele a creat o groază de profile de femei care își doreau să vorbească cu cetățeni ruși. Bineînțeles că pozele și până la urmă accesarea telefonilor mobile bănuiesc că au dezvăluit locurile unde erau soldații ruși, permițându-le astfel armate ucrainiene să îi nu-i așa facă una cu pământul, ceea ce le și doresc. Letonia și-a demolat monumentul destinat eliberatorilor sovietici. Demolarea s-a făcut în conformitate cu legislația modificată după invazia rusă asupra ucrainenei și în pofida protestelor minorității ruse din această Republică Baltică. Monumentul a fost ridicat în 1985 pentru a marca cea de-a 40-a aniversare a victoriei sovietice în cel de-al doilea război mondial. Așa, în cel de-al doilea război mondial, Letonia a fost ocupată de Germania, cât și de Uniunea Sovietică. După încheierea războiului, statul Baltic a făcut parte forțat din Uniunea Sovietică până în 1991. Prin urmare, majoritatea letonilor văd monumentul nu ca pe un simbol al victoriei, ci ca pe un simbol al unei reînnoite ocupații sovietice. Așa, mai multe persoane au fost arestate luni seara în timpul unui mic protest neautorizat împotriva demolării monumentului. Între timp, autoritățile din Moscova au deschis un dosar pe tema demolării monumentului. Autoritățile din Moscova. Da. Un rus și-a făcut un selfie în slip în Crimea și a dezvăluit din greșeală unde ascunde Moscova rachete S-400. Deci asta e poza, așa cum v-am zis. Cetățenii care se ocupă de partea de online în Ucraina au luat poza, bănuiesc că au făcut ceva geotagging, ceva, și-au dat seama unde sunt aceste rachete. S-400, cred, ar putea să greșesc, că sunt ceva rachete de apărare anti-aeriană și nu e așa, le-au pus la pământ.
Bun. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică l-au avut ca ghid în vizita lor de joi la centrala nucleară Zaporojie pe consilierul directorului general al Agenției Nucleare din Rusia, Rusatom, René Tkarcea, relatează publicația ucraineană Zerkalo Nedeli. Așa. Vineri, guvernul de la Kiev l-a impus pe lista de persoane sancționate de Ucraina. Așa. Băiatul e sociolog, deci el a fost, el e mare specialist în tehnică atomică, dar el de fapt e de meserie sociolog și consilierul unui băiat, da? Așa, sociologist. Sociologist. Așa. Deci n-are niciun fel de educație în engineering, zic băieții din Ucraina. Și băiatul zice, sper să avem momentul. Stați așa. Da, deci el zice așa, vin proiectile din Ucraina, da? Pică în curtea, în curtea centralei și se întorc la 180 de grade. Deci, practic, se vede clar că proiectilele astea strase din Rusia, după cum sunt înfipte în pământ, deci se vede că strase din partea care e ocupată de ruși, da? Și pică în... intră în pământ. Și el zice, da, nu, astea strase din Ucraina, dar ele când pică în pământ, ele se întorc la 180 de grade, practic, strase din Rusia. Deci asta... asta e explicația științifică și aici avem, în sfârșit, și dovada că rușii bombardează, nu cred că e intenționat. Cred că ăsta e gradul de precizie a artileriei și a rachetelor rusești, dacă îi să mă întrebați pe mine, și că rușii bombardează, de fapt, centrala de la Zaporojie și dacă o să fie, și s-ar putea să fie, că nu e mare lucru cu rușii niciodată, vreo problemă, rușii o să fie de vină. Așa, președintele Poloniei, aici am știrea, cere dezmembrarea completă a gazoductului Nord Stream 2, v-am povestit despre asta. Aș dori să vă reamintesc că Nord Stream 2 a început să funcționeze după cucerirea Crimeei, dar nu putem reveni la afaceri normale cu Rusia, la relații normale în timp ce aceasta luptă împotriva Ucrainei. O schimbare de politică în Occident nu înseamnă doar încetarea completă a Nord Stream 2, ci și lichidarea, dezmembrarea acestui gazoduct. Totodată, Duda a menționat că pe fondul războiului țările nu mai au posibilitatea de a reveni la linia care era la 23 februarie, cu o zi înainte de declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Este necesar să eliberăm întregul teritoriu al Ucrainei împreună cu Crimeea, în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional. Crimeea este și rămâne aceeași parte a Ucrainei, așa cum Gdansk și Lublin sunt Polonia, Nisa este Franța, Köln este Germania, Rotterdam este Olanda. Oh, asta. Bun, președintele Consiliului de Administrație al Lukoil a murit, să presupune că s-a sinucis, și că era în depresie în ultima vreme. Bun, gurile rele leagă sinuciderea de afirmațiile repetate ale oficialilor de la Gazprom, că, de al Lukoil, că războiul ar trebui să înceteze, că nu-i bun pentru nimeni. Nu faci glumițe din astea în interiorul Rusiei. Și ucrainienii au bătut pe ruși cu propriile arme, i-au făcut să bombardeze cu rachete scumpe niște machete din lemn. Ce se întâmplă aici, de fapt? Ucrainienii au făcut machete din lemn după deja arhicunoscutele sisteme de bombardament HIMARS, pe care rușii nu-i așa le-au distrus cu rachete de milioane de dolari. Poate așa se explică și faptul de ce în propaganda rusă apare că i-au distrus 40 de sisteme HIMARS în Ucraina, în condițiile în care americanii au livrat 16. Deci, practic, i-au distrus 40 din 16, cum ar veni, și acum se află că, de fapt, asta s-a întâmplat. Din păcate, eu vă spun, lăsând la o parte frumusețea acestui lucru, mie îmi pare rău că ucrainienii au dezvăluit chestia asta, deși, da, există și aici o, știi, o supoziție, că mă gândesc că acum rușii nu o să tragă din prima, să zică stai, nu trage că e din carton, știi? Dar îmi pare rău că au dezvăluit această metodă, că o rachetă din aia de înaltă precizie rusă costă câteva milioane de dolari, așa că avem cel puțin 40 de bucăți risipite pe câmpul de luptă. Ceea ce iar vă spun, pentru mine orice lucru pe care rușii îl cheltuie în plus nu poate fi decât ceva foarte drăguț. Deci nu putem să nu salutăm ideea măreață a statului ucrainean, sunt foarte șmecheri. Deci foarte, foarte șmecheri oamenii, vă jur. Deci absolut. Și dacă urmăriți și acum ce-au făcut în contraofensiva asta, au atacat într-o parte și după aia în cealaltă parte și cam căsăpesc pe ruși acum, nu se știe încă nimic clar. Dar informațiile așa de pe canale mai puțin oficiale sunt foarte îmbucurătoare.
Deci eu sunt fanul națiunii ucrainene. Eu vreau să vă zic că așa ceva nu s-a văzut pe planetă. Metoda nu-i nouă. Dacă vă amintiți, v-am mai povestit eu că nemții în al doilea război mondial au făcut un aeroport cu avioane, cu tot ce trebuie, din lemn, ca să-i prosească pe britanii să-l bombardeze. Și britanicii au stat liniștiți, au lăsat să termine și după aia au venit cu un singur avion și au aruncat o singură bombă din lemn. Deci înțelegeți, foarte drăguț, foarte, foarte drăguț. Bun, și acum trecem la lucrurile awesome. Stați-mă că m-a menționat cineva aici, vedem ce... Așa. Ei, un domn, iată. Mulțumim pentru... Numai un pic, stați că am făcut o prostică aici, bun. Am pierdut un clip care era de interes național. Am pierdut vocea, nu știu dacă ați observat, nu știu dacă se vede. Bun, avem știrile awesome, prin care o să trecem foarte repede. Pantone anunță culorile anului, care o să fie Dignity Blue și Power Yellow, care mi se par un lucru absolut incredibil. Ești foarte drăguț. Faină inițiativa, faină ideea, fain că se întâmplă, fain că încurajăm războiul din Ucraina, foarte drăguț. Bun, avem o deschidere de an școlar, bănuiesc că se întâmplă în China, după cum arată cetățenii implicați în activitate. Băiatul ăsta care stă unițel pe telefon să vadă niște lucruri în timp ce cetățenii citesc mesaje importante la pupitru. Avem, dacă vă mai aduceți aminte, cargo-ul ăla, știți, vaporul ăla foarte mare care se numea Golden Ray, care s-a întors cu curul în sus, cum ar veni, da? Deci s-a trezit cu curul în sus, în timp ce era încărcat cu 4.000 de mașini. Foarte drăguț, nu? Și pe care cetățenii n-au cum să-l întoarcă la poziția inițială, așa că îl taie cu un lanț. Lucru care mi se pare absolut incredibil, nici n-am mai văzut până acum așa folosit la scară largă, folosită la scară largă metoda asta. Au un lanț foarte gros, care e tras de două motoare și care efectiv taie vaporul ăsta în două. Bineînțeles că e o instalație specială, dar așa arată, nu e așa, vezi? Uite că se văd mașinile în interior. Foarte drăguț. Foarte, foarte drăguț. Bă, planeta asta e... A, voi n-ați văzut nimic până acum, a? A, ok. Deci, repet, în caz că n-ați văzut, că nu știu dacă am dat pe buton. Deci așa arată în secțiune vaporul, asta e altceva, asta e instalația cu care se taie așa, iată lanțul, mă mică, cum trece lanțul. S-a rupt lanțul de iubire, asta zic, ăsta e lanțul de tăiere. Așa, taie, 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 taie și așa arată secțiune, să văd, nu e așa, mașinuțele, foarte drăguț, iată-mă. Bun, avem primul sunet din univers, oamenii de știință au luat o gaură neagră, tu-s gaură neagră, ok? Și au atașat un sunet, care sunează în felul următor, stați așa să pregătim aici tot ce trebuie. Bun, ia. Da, deci vreau să vă... Deci nu-i practic sunetul, că sunetul nu se propagă până în spațiu, știți? O luat ei niște lungimi de undă pe care le-au transferat cumva pe niște lungimi de undă sonore, cum ar veni, să le putem auzi și noi, dar sunetul e destul de îngrozitor așa dacă îi să-l auzim. Deci practic sunetul draconic a unui hău. Dar sper să nu luăm strike pentru chestia asta din tot sufletul, bun. Dacă luăm, îl scoatem afară. Vă prezentăm o metodă foarte simplă să scăpați de scorpioni în caz că sunteți în deșert. Mi se pare, bă, oamenii nu contează niuimi, nu încetează niuimi. Iată cum faci să nu se urce goangele, nu e așa, în pătuț. Foarte sexy, foarte, foarte sexy. Bun. Avem pentru prima oară, stați așa, pentru prima oară pe planetă avem repararea unui camion în mers. Deci, practic, avem acest tir cu cabina rabatată care merge și băieții, mama nu cred că îl segmentează, dar lucrează ceva la el. Nu știu dacă are șofer, nu-mi dau seama. Deci asta zic, e pentru prima oară când văd acest lucru pe planetă, s-ar putea să mai fie. Bun. Avem doi căluți care, nu e așa, se relaxează, iată. Nici n-am văzut până acum așa ceva, vă jur, dar mi se pare foarte tare, mi se pare foarte tare ideea. Eu venit cu Ivan cap, știi, să facă o jucărică pentru cai. Așa, un băiat a plantat într-o pădure niște pomi care toamna schimbă culoarea și care arată fix așa. Pe băiat îl cheamă David Hampton, nu vă ajută cu nimic informația asta, dar e drăguț. Și mai avem record mondial, 4 băieți care cântă la o chitară. Da, vă pun aici, o să sărim așa.
Și să vă dau și niște sunete. Așa. Deci cântă. E melodia Billie Jean, dacă îi să mă întrebați pe mine. Așa, foarte drăguț. Sărim așa din când în când. Dacă vă interesează fenomenul foarte tare, o să-mi ziceți că n-aș vrea să iau strike pentru această melodie, care e chiar drăguță. Și de-aia am făcut efortul de a vă prezenta. Bun, avem un pod din Africa care se prăbușește sub presiunea și sub... Avem reclamă la... Milka! Bun. Oprim sunetul. Skip ad. Bun. Bun. Și avem așa. Un pod s-a prăbușit. Stați așa. Deci iată imaginile devastatoare care vă pot afecta emoțional. Deci uite, băieți, o tăia panglica, pac, să rupe podul în două, da? Iată. Vin oamenii care salvează pe oficiali, da? Îi ia cu japca. Acum, dacă îi să mă întrebați pe mine și dacă sunteți atenți la imaginea electorală, ăsta nu-i pod, mămică. Ăsta e șasiul unui camion pe care băieții l-au luat și l-au pus peste o râpă și au făcut din el un moment de, nu știu, de PR. Da? Iată, mămică, am făcut un pod. Acum, dacă vedeți, e și armata aici, sunt doi băieți din armată. Și în afară de asta, ce mi se pare foarte interesant, asta, podul e peste un râuleț care are 14 cm, adică, știi? Nu știu dacă se justifică, adică cred că era mai ușor să sari cu, știi? Bineînțeles că pot exista niște momente în istoria țărișoarei în care să sară apa, să ridice apa în sus, să fie mai mare și să prezinte un risc, dar nu s-a rupt un pod, mămică, s-a rupt o chestie improvizată care era pusă de pe un mal pe altul. Adică, nu e ca în România unde chiar s-a rupt un pod, adică ăsta nu-i pod, ăsta e o vrăjeală. Bun, și avem noi așa, căpriță, iată, caprilii, în caz că nu știți, caprile când îți mici, îs diavolul în persoană, de-aia și simbolul diavolului e o capră, că ele când îți mici, repet, ele sunt diavolul în persoană. Deci, absolut, incredibil, nu se poate, deci, să sperăm că rezistă panourile alea, dar eu vă spun că noi în copilărie am trăit într-o zonă unde era capre și se urcau pe casă. Deci, nu știu dacă înțelegi, pe casă, prin niște metode care mie îmi scapă și la ora actuală, că noi nu ne puteam urca pe casă, care aveam mâini și picioare și scări, și caprele stăteau pe casă. Ceea ce, iar zic, e ceva destul de interesant. Bun, ce să vă mai arăt aici? Pe Awesomeness, da? Vă arăt un băiat care a avut ideea să-și pună pe curul câinelui doi ochi. Da, deci uite, au pus ochi pe curul câinelui, da, i-o lipit acolo și iată-l pe câine fugind. Ceea ce vedeți că se bălângăne în imagine nu-i limba câinelui. Deci, destul de interesant așa imaginea, deși nu mă pot uita în ochii lui că îmi fură peisajul altceva. Știți, există un obiect în acea imagine, dacă vă uitați atent, care îți fură ochii. Asta zic, știi? Da, bun, am terminat-o și pe asta. Alt awesomeness. Din China, unde avem dovada clară că există primul vehicul... Ah, ok. Primul scooter autonom. Până acum nu se știa, dar iată avem. Deci uite, băiatul ăsta cu mare scooterul care merge singur. Bine, băiatul nu e așa mulțumit, deci aia zic. Băiatul nu e bucuros că se întâmplă asta. Da, deci ce pică la pac, accelerație, pe ce o picat el acolo și tot tru-tru-tru-tru-tru. Primul scuter autonom din istoria omenirii. Mon frère. Așa. Avem un anunț, zice așa, globaliștii la putere, cu marele reset ne vor șterge, noi suntem VV, voce de luptă non-violentă. Deci voi sunteți VLNV, nu sunteți VV, VLNV sunteți voi. Și semnul de la Volkswagen. Bine, făcut de un băiat care suferă de schizofrenie. Da? E semnul de la Volkswagen, asta zic. Bun. Avem cel mai bun timing din istoria filmărilor de pe autostradă. Deci, avem aici, nu știu, cred că ați văzut, da? Avem aici o mașină răsturnată și un băiat filmează mașina și trece un tir pe care scrie Jesus Christ. Deci asta e cel mai bun sincron din istoria planetei. Jesus Christ, asta zic. Deci mai mult de atâta nu se putea niciodată pe planetățică. Și combatantul ezoteric Lorin Fortună, complet și corect definit. Cineva o săpat în timeline-ul lui și a găsit următoarea postare și zice așa. Săniuța este o băutură spiritoasă preparată după o rețetă originală din alcool și ingrediente astrale de cea mai bună calitate.
procesul de preparare și de distilare alcoolului după o tehnologie de ultimă generație, conform standardele Centrului de Apărare Ezoterică a Lumii Fizice a Planetei Minisciană, împotriva agresiunilor civilizaționale extraterestre, garantează calitatea constantă în timp a acestui produs. Proprietatea principală a băuturii este de a proteja pământenii de civilizațiile agresionale. Eu n-am știut că băiatul ăsta era influencer pe Horinca, bă. Deci eu n-am știut, mon frère. Deci chiar n-am știut. N-am știut că făcea influencerealul din asta pe vodcă. Așa, și ultima știre după calupul de awesome, de mega șmecher, e acest băț găurit, care, dacă vă uitați foarte atent, o să încerc să măresc această imagine, are niște găurele, rele, găurele, cum ar veni, se pune la soare și în funcție de poziția soarelui scrie pe pământ ora. Și dacă vă uitați aici, scrie 14:20. Dacă e să mă întrebați pe mine, asta e unul dintre marile realizări ale planetei Pământ. Adică cetățeanul care a stat și a gândit asta, are Dumnezeu o minte incredibilă, nu știu, ceva geniu pustiu. Deci, frățioare, dacă ați ști cât e greu de făcut șmecherica asta, eu am încercat să fac unul numai cu ore. Și îți mănânci sănătatea. Deci băiatul ăsta cred că a muncit o viață până a făcut asta. Mi se pare foarte tare. De-aia am vrut să vi-l prezint. E o realizare inutilă, dar e o realizare enormă a planetei. Deci dacă vin extraterestri și vă dați, o să fie dați pe spate. Nu cred că o să-i cucerim cu atomul, cu astea, nu cred, dar asta chiar îi rupem. Deci le rupem fâșul. Bun, și vă dăm știrile funny, că iată, avem deja 2 ore și 10 minute. Începem în trombă cu un băiat care, nu e așa, bă, știți care e problema? Am niște mesaje și trebuie să le închid la fiecare fereastră, dar iată aici, este un băiat care, nu e așa, glisează cu un aeroglisor cum ar veni sau dronează cu o dronă cum ar veni și joacă basket de pe dronă. Ce se poate întâmpla rău, să ziceți, da? Deci dă coș, pac, vine mingea pe elice, elicea dă în minge, pică băiatul și aeroglisorul, nu e așa, o ia razna. Deci cred că aruncarea asta la coș l-a costat vreo 3-400 dolari, așa, zic așa, fiind indulgent. Ai, hop, poc, 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 poc. Deci poate pe viitor ar trebui să punem pe dronă, știi? Ce mă gândesc eu aici când aterizează băiatul ăsta, nu, elicile alea din spate nu le au un pic așa la, știi? Nu l-au luat un pic la întrebări, cum ar veni pe spinare? Știi ce zic? Bun, foarte drăguț. Not funny, but, știi? Avem o reclamă de la Carmangeria Ozana. O să ne întrebați ce caută Carmangeria Ozana. Neplătită, deci noi facem reclamă la Carmangeria Ozana, care are următoarea reclamă. Nu toată carnea e la fel. Carmangeria Ozana, Angel, The Butcher Chef. Chef, ceva. Deci, practic, nu știu cum ar putea să o facă mai incorrectă, știi? Deci, cum s-ar putea face mai reclama asta. Rase diferite, furajare diferită, gust diferit. Deci ați înțeles ce vorbim aici, da? Asta e, mă mică, vacile astea n-are... Bun. Avem un mesaj important de la armata iraniană care testează o rachetă. Avem zborul de încercare. Iată racheta care se apropie de țintă și ținta de spaimă explodează singură. Deci e prima rachetă care, cum să vă zic eu, distruge prin teroare. Deci racheta asta ea nu distruge că explodează ea. Priviți aici, ai ținta, dar în stânga avem un tank. Tankul explodează înainte să ajungă bomba, care bomba nici ajunge la el. Ceea ce trebuie să recunoaștem, e o performanță absolut de clasă mondială. Nu există nicăieri pe planetă o rachetă care să provoace explozia înainte să ajungă ea. Și să zică, vezi că vin, știi, ca cum era, mămică, buzduganul lui zmeului. El arunca înainte și știa că vii, știi? Așa și racheta. Și vezi că vin, tankul sare în aer. Singur, s-a autodistruge. Și băi, nu stau. Deci frățioare, nu rezist, vine racheta, eu nu mai pot. Că, știi? Și se aruncă singur în aer. Asta, bun. Avem următoarea scenă dintr-un metrou bănesc, că îi dă pe undeva de la americani, după cum să zicem, echipați protagoniștii. Avem doi cetățeni care stau la o șuietă aici, da? Trece metrou și doamnei îi se fură, nu-i așa, părul. Și lor li se pare cea mai bună idee să fugă după metrou. Nu știu dacă... Deci, ne îndoim puțin de gradul de inteligență a cetățenilor, nu? Deci, vreau numai să vedeți expresia. Deci, expresia mi se pare foarte drăguță. Iată, aici. Aici, foarte drăguță amândoi. Deci, se poate citi uimirea pe fața lor.
Se poate citi și altceva după ce urmează, adică ei se gândesc să fugă după metrou, iată. Iată-i fugind după metrou. Băiatul ăsta mai puțin, el nu le avea cu fugitul. El, asta zic, el a fost în clasă de din asta, de uman. Mai știi? Mai puțin educație fizică, nu fugim, nu? Nici doamna nu, să nu dăm în buhnicial aici. Dar nici doamna nu e, cum să zic eu, atletic așa. Nu că ar fi ceva rău în asta, nu, deci nu criticăm aici. Da, zic, mi se pare o idee foarte faină să fugi după metrou. Care metrou are una dintre cea mai mari accelerații dintre toate vehiculele care cară cetățeni. Mai puțin avion, zic. Bine, vorbim după astea terestre, că acum după avion chiar n-am văzut pe nimeni să fugă. Pe pistă, știi? Hai, stai că mă mică că-l prind. Știi, n-am văzut. Ah, ok. Și avem iarăși o filmare dintr-o țară din asta mai puțin, să zicem, civilizată. Vine băiatul cu bolidul și se oprește bolidul, că se vede clar că se oprește. Așa. Și facem o mică pauză aici. Deci, eu vă spun că eu am văzut asta live. Deci eu eram la trecerea care ferată, stăteam să treacă trenul. Era lumină din aia, dinghilinghi. Adică nici nu era dinghilinghi, cred că văzusem trenul că vine, că nu era. Pe vremea aia nici nu era dinghilinghi. Deci era frățioare, era fiecare pe, știi, pe barba lui, cum ar veni în țărișoară. Și noi am văzut că vine trenul, ne-am oprit. Am nu știu dacă eram prima mașină sau nu la trecerea de cale ferată. Dar a venit un prieten de-a nostru care chiar își cumpărase mașină și era foarte mândru. Bine, era nouă. O luase în Germania, știi? Mașină. Și el a venit și a zis, bă, mașina asta, eu nu stau la trecerea de cale ferată, bă, voi sunteți fraier. Și ne-a depășit pe toți. Și când s-a uitat în dreapta, au văzut că vine trenul. Și în momentul când s-a panicat, a apăsat pe ceva, nu știu, a accelerat dintr-o dată, a băgat în ușa și s-a oprit motorul pe calea ferată. Și-o dat seama că au zis, gata, vine, mă lovește trenul, s-o dat jos din mașină și-o fugit spre noi. Știi? Venind spre noi, au văzut că trenul vine încet, că pe vremea aia trenul nu, mă mică, că trenul nu, iar zic, în zona la noi, trenul nu e din ăsta de viteză. Trenul vine într-o vreme și el. O stat, el o stat și-o zis, bă, mă mică, până ajunge trenul, eu pot să-mi iau mașina de acolo. Și s-o dus și-o început să împingă mașina. Mașina era băgată în viteză, știi? Și el a zis, păi, dacă o scot din viteză, poți să o împing, e clar. Și s-a urcat în mașină să scoată din viteză și în momentul ăla a lovit trenul. Se pare absolut incredibil. Da, deci, păcat că n-aveam pe vremea, n-aveam cu ce să filmăm, știi? Da, zic, deci a fost absolut super. Trenul a lovit foarte tare, că trenul a văzut că e nebun și că oprise pe ăsta și a început să frâneze. Nici n-avea viteză foarte mare. Și conductor de tren era și cum natul, cu care s-a certat după aia o oră întreagă că de ce nu frâna mai repede. Și spărsă mașina dusă în Germania. Să revenim la băieții ăștia, deci băieții ăștia la fel, împinge mașina, mașina e băgată în viteză, nu poate să meargă. Și face semn la tren, stai numai un pic. Din păcate trenul nu... Da, deci dacă vă uitați după disperarea omului, eu cred că într-o țară din asta în care mașina era... Mon frère a muncit toată viața lui să-și o cumpere. Asta. Deci așa se vede după modul în care reacționează. Vă arăt o, nu știu de la ce formulă îi. Îi din ceva sport din ăsta cu motor. Iată cum se extrage pilotul ca să mai câștigăm o secundă și cum să bagă alt pilot. Aia, Le Mans, aia, 24 de ore, 44 de ture, nu știu, ceva tur. Dar mie îmi place cum îl scoate pe băiatul ăla din mașină. Treci tu, morți. Deci nu a apucat săracul ăla să facă nici măcar un gest. Să zică stai că ies eu sau ceva. Nu sunt foarte sigur că nu v-am prezentat asta, deci nu sunt foarte sigur, dar s-ar putea să fie, repet, în reluare, deci din ciclu, dacă doriți să revedeți. Eu nu stau bine în memoria asta. Bun, iată prima bătaie online pe, între doi băieți, da? Deci futu-ți morții, mă, te crăptaci, că tu ia uperi, cuturi și picioare în gură. Ăsta dă cu șlap, acum, vedeți? S-a transformat într-o bătaie cu șlap. Și fiecare își bate telefonul, ca și cum l-ar răni pe ălălalt. Mi se pare, mon frère, deci nu există mai mult manifestare de inteligență pe planetă. Nu există, asta e maxim. Bun? Mai avem un băiat care să supără pe un zid aici. Stați așa să vedeți. S-ar putea din nou să fi sărit niște momente. Uite că în Toby Gary, asta este. Stați-mă un pic. Norocul lui că construcțiile nu-s din materiale dăunătoare cum ar veni, că dacă vă uitați sunt și foarte ușoare așa. Totuși nu cred că e plăcut să-ți iei un zid din ăsta în cap, dar bă, caratist, adică trei un pic să-ți iei, știi? Bun, și urmează cele mai bune două momente din istoria
internetului pe săptămânile care trecură, da? Deci aici avem un challenge, în caz că nu știți ce înseamnă challenge, e o întrecere, mămică. Da, în engleză, challenge. Challenge-ul cu sticla, mămică, deci să leagă o sticlă cu apă și tu trebuie să te ferești de dânsa, vezi? Iată. Bun. Nimic ca nașpa aici, îl leagă la ochi și zice, gata, mămică, ferește-te! Și nu dă drumul la sticla de apă. Și uitați-l pe meu. Deci mi se pare, vă jur, mi se pare cel mai comic moment din istoria omenirii. Uitați-vă la băiatul ăsta. Trebuie să mai vedem o dată. Hai. Vedeți, urmează din nou aceeași imagine. Da, iată, pac, pac. Fii atent ce dibaceți. Pș, pș, pș. Lord Vader, iată cum mă ferez de sabia laser. Iată-mă. Pș, fie forța cu tine. Uite. Dar el ține un ritm. Vezi? Pac, pac, pac. Pac, 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 pac. Îl lovea sticla în cap de 40 de ori până acum. Ok. Și ultima, cea mai tare pe planetă, vă rog să vă pregătiți, dacă aveți cea în gură sau ăsta în mâncare, să lăsați deoparte, dacă stați în picioare, stați jos, să nu suferiți un accident de muncă. Deci, un fermier a observat că cineva îi fură legumele din grădină și și-a pus o cameră de luat vedere. Și s-a dovedit că hoțul era o marmotă. Cei cel mai șmecher de pe planetă, și trebuie să vedeți asta, e că marmota lua toate legumele și le mânca în fața camerei să-i facă în ciudă, mă. Deci mi se pare, repet, apogeul, stați așa să văd să avem sunet, că asta trebuie să aibă sunet. Apogeul interacțiunii oameni-marmote. Ia priviți aici, mămică. Asta e marmota care împacheta, știți? Iată. Stați așa. Uite-o, uite-o cum mestecă. Și vedeți? Nu, știi, n-are preferințe. Mănânc orice. Hai să te la ea. Dar cum se uită în cameră, bă? Deci jur, se uită fix în cameră și mănâncă la o mâncare. Uite acolo. Uite. Tu-s marmota. Stai că mai ies. Deci din toate încearcă. Să vezi, din pe toate le gustă. Hai. Mi se pare absolut super. Deci mai mult de atâta. Ce s-a întâmplat aici? Deci mai mult de atâta nu se poate. Bun, cetățeni. Am terminat. O să ne despărțim brusc. Știți? Pș, elasticul ăsta. Pș. Zi, mămică, la ăla. Plasturile. Pansamentul. Ce? Stai că reclamă cu iubire. Așa, deci iubire. Bun, gătăm, să nu credeți, m-o chema pe mine. Iubire, mă refer la nevastă aici. E reclamă la, uite aici, e băiatul ăsta. E domnul Bendea, mare artist. Bun. Ne despărțim brusc. Ca și, cum îi zice mă la mă? Plasturile alea. Pșt, pșt. Tot pansamentul, vine să zic. Leucoplasmă. Așa. Leucoplast. Bun. Ne despărțim brusc, așa, în tenis, cum ar zice Simona Halep, da? Ne vedem diseară la live, dacă nu ne vedem mâine, dacă nu sunteți Patreon să mă vedeți astăzi, nu știu ce, da, ok. Mulțumesc Patreonilor pentru tot ce s-a întâmplat în ultimele zile, mulțumesc cetățenilor care au donat pentru Teodora. În caz că nu sunteți la curent, am strâns niște bănuți pentru un șerif care are o problemă cu un copil, care copilul acum e bine, a fost în operație în Germania, toate lucrurile sunt bune și frumoase. Ne vedem pe live după masă, da? Și ne mai auzim, vă repet, ne despărțim brusc, așa e cel mai bine în tenis.